Mă bucur să fiu cu dumneavoastră. Așa cum spun de multe ori, m-aș bucura mai mult să fiu cu soția mea, dar e bine și cu dumneavoastră. În timpurile în care trăim, sunt timpuri profetice. Timpuri care vorbeam de ele când eram mici, vorbeau de ele bunicii noștri, părinții noștri și noi le trăim acum. Domnul vine curând. Nu mai e că Domnul vine curând. Domnul deja e pe drum, e la ușă. Nu este că este în viitor. Venirea este atât de aproape că nu ne dăm seama cât de aproape este. Este atât de iminentă. Iar noi suntem ocupați cu alte lucruri. Nu mă refer că ar trebui să ne lăsăm serviciile, nu e vorba de asta, ci Satana are grijă să ne atragă atenția la alte lucruri. Mă gândeam, este puțin controversial ce o să spun acum, s-ar putea ca mulți să se supere pe mine, dacă vă supărați, o să mă rog ca Domnul să vă ierte. Sau nu mai mă chemați niciodată, e bine și așa, stau acasă. Oamenii, deci noi învățăm clar, învățăm în Biblie, învățăm la biserică, că Dumnezeu este dragoste, da? Și că noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu toată, așa? Și pe aproapele ca pe? Deci trebuie să ne iubim pe aproapele. Dar Iisus merge mai departe de atât și Iisus spune că să iubim și pe? Și pe dușman, nu? Adică acel om care te-a supărat, care te-a rănit, acel om care, cu care când ești acasă cu soția, discuți, uite-mă ce mi-a făcut ăsta. Pe ăla, dacă e vreunul în viața ta care te-a afectat, care ți-a făcut rău, pe ăla trebuie să-l iubești. Și iar Ioan în capitolul 1, Ioan capitolul 4 spune că cum poți să spui că-l iubești pe Dumnezeu care nu-l vezi? Dacă nu-l iubești pe ăla care-l vezi. Și că dacă nu-l iubești pe aproapele, iubirea de Dumnezeu nu e în tine și ești un mincinos. E așa sau nu e așa? Așa spune în Biblie sau e de la mine? Așa spune în Biblie. Dar noi, Satana se ocupă de noi, știe că vine Domnul și am ajuns acum să ne certăm pentru vaccin. Deci v-am spus că o să vă supărați pe mine acum. Ne certăm pentru cutare în loc să terminăm lucrarea că vine Domnul. Și oamenii li se atrage atenția încolo, 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 orice, numai lucrarea misionară nu. Frații mei, Domnul vine curând. Nu mai e timp să judecăm pe ăla și pe ăla. Dumnezeu nu te-a chemat să judeci. N-are nevoie de ajutor. Dumnezeu e destul de bun judecător și destul de drept. Dumnezeu e judecător. Nu ne-a chemat pe noi să judecăm pe ăla că se vaccinează, pe ăla că nu se vaccinează. Pe ăla că uite ce a făcut și cum s-a îmbrăcat, pe ăla uite ce n-a făcut. Nu e timp să mai ne ocupăm de alții. E timpul să terminăm lucrarea și să fim pregătiți. Satana face orice ca în biserică să fie diviziune, ca noi să fim ocupați, să n-avem timp de studiu, să n-avem timp de rugăciune, să n-avem timp de lucrare. Avem timp de orice altceva, numai de ce trebuie, nu. Și în felul ăsta ne înșelăm singuri. În 1856-57, și asta nu e subiectul meu din seara asta, asta e așa o introducere micuță. În 1800 și ceva, Sor White a avut o viziune. Și în viziunea aia i-a arătat Domnul că totul e gata pentru a doua venire. În 1850. I-a arătat Domnul că totul e gata pentru a doua venire, doar că biserica trebuie să lase totul să se unească cu adevărat în iubire, în rugăciune și să termine lucrarea. Și pe aceea Sorai spune așa în viziune: mi s-a arătat că erau la conferința generală și s-au unit împreună, au început să se roage. Și s-au rugat pentru revărsarea Duhului Sfânt, cum s-au rugat ucenicii în camera de sus. S-au rugat și au început uniunile, conferințele, diviziunile, se roage peste tot. Și cum se rugau? Zice dânsa, îngerii lui Dumnezeu au plecat prin lume să pregătească lumea pentru revenire. Îngerii lui Dumnezeu au plecat prin lume. Și apoi am arătat la biserica unde am fost ieri ce s-a întâmplat atunci. Ce s-a întâmplat atunci? În timp ce ei se rugau, în New York, Jeremiah Lampier, a pornit un om în parcul central din New York, un om. A început să se roage în fiecare zi de la 12 la 1. De la 12 la 1, ziua în miezul zilei. Și a pus așa o plancartă mare, all welcome, everybody, toți sunt bineveniți. Și au venit unul, ziua următoare 6, ziua următoare 20, ziua următoare 30, ziua următoare 50, peste o săptămână erau 1000, peste o lună erau 10.000, peste un an erau peste 1 milion de oameni, se rugau în fiecare zi. Un om,
care s-a dus să se roage. În Anglia, Keswick, acolo, a pornit alt om. În Welsh a pornit alt om și s-au întins de la un om aici, un om acolo, un om acolo, s-a întins în America, în Canada, în Sud America, Brazilia, Chile, Argentina, în China, în Nord Corea, în Sud Corea, în Japonia, în peste tot, în Europa, în s-a întins pe tot globul de la câțiva oameni, au început redeșteptări peste tot. Dumnezeu a trimis îngerii lui să pregătească pământul pentru a doua venire. Satana se uită și zice, băi frate, ăștia se pregătesc, ce să fac, ce să fac, ce să fac? Pac, apare aurul în California, apare imigranții care vin în New York și era mână de lucru ieftină, că nu-i trebuia să-i plătești ca pe lucrători obișnuiti, îi plăteai puțin acolo. Guvernul oferă proprietăți, că zice, sunt prea multe câmpuri libere și animale sălbatice, vă dăm proprietăți pe degeaba cine vrea să facă o fermă. Și s-au oprit din rugăciuni frații noștri pe unde erau peste tot și zice, eu mă duc să caut aur, eu mă duc să iau o fermă, eu mă... S-au ocupat cu altele. Și spune soroaică, zice, asta s-ar fi putut să se întâmple. Iisus putea să vină atunci. Dar pentru că noi ni s-a distras atenția în alte direcții, noi n-am fost gata, n-am încheiat lucrarea, Iisus n-a venit. Acum trăim aceleași lucruri. Acum trăim aceleași lucruri. Uitați-vă împrejur cu tot ce se întâmplă global, crizele globale, amenințările de război, crizele economice. Economia e gata, în toată lumea, gata să se prăbușească. E la un pas de prăbușire totală. Cu pandemiile astea, cu tot ce se întâmplă, Dumnezeu vrea să ne trăiască atenția. Iisus vine. E timpul să ne rugăm. Și Satana ce face? Hai să vedem dacă putem să băgăm diviziune, să-i ținem ocupați, dacă se poate cumva să doarmă, să nu se pregătească. Asta e timpul cel mai important în care, în loc să ne ocupăm cu alte lucruri, ar trebui să fim serioși cu rugăciunea, serioși cu studiu, serioși cu lucrarea misionară, serioși cu pregătirea. Discutăm de lucrare misionară. Păi frate, lucrare misionară se poate face în Africa, că sunt mai săraci, în Brazilia, că sunt mai credincioși, dar nu în Austria, frate. În Austria, în Franța, în Germania, sunt foarte seculari, nu le mai trebuie biserică, nu? Asta e sentimentul, că n-ai cum să lucrezi, că n-ascultă oamenii, așa e? Nu e adevărat, fraților. Așa spuneau ucenicii. Se uită la samariteni și zice, a, du foc din cer, că niciunul nu se pocăiește aici, nu mai e niciunul. Vă amintiți? Și Iisus spune, secerișul este larg și copt. Nu sunt lucrători. Dumnezeu nu are o problemă cu secerișul, fraților. De este seceriș grămadă. Are problemă cu lucrătorii. Nu sunt lucrători. Vreau să vă dau un exemplu. Sunt multe exemple. Sunt foarte multe. Vreau să vă dau un exemplu practic. Într-una din biserici, unde și lauda este a lui Dumnezeu în întregime, nu 99%, 100% a lui Dumnezeu. Într-una din biserici, care era extrem, extrem de seculară, când zic seculară, adică fără niciun fel de speranță de creștere, orientată pe business, oameni buni, oameni credincioși, toți mâncau broccoli și toți mergeau la adunare, oameni credincioși, înțelegi? Oameni care se țineau de ce trebuie, ok, știau starea omului în moarte și 2300 de zile și de nopți profeția, ok. Oameni adventiști veritabili. Într-una din acele biserici, când m-am dus la conferință, mi-a arătat ministerialul, cel cu asociația pastorală, mi-a arătat istoria, arhiva bisericii respective. Aveau 72 de ani fără creștere. Noi nu vorbim de 7 ani, vorbim de 72, o viață, 72 de ani fără creștere. Nu că n-au avut botezuri deloc, aveau o medie de 2 botezuri pe an. O dată 1, o dată niciunul, o dată 3, o dată 2, o dată 1. Dar aveau 2 botezuri pe an, dar plecau 2-3 oameni de la biserică pe an. Deci 2 vin, 2 pleacă. Se mutau 2 aici, dar se mutau 2 în afară, se nășteau 2 și mureau 2, cam așa. Și biserica avusese 250 de membri și când am ajuns eu acolo aveau 90. De la 250 la 90. Da? Deci ce era, creștere sau scădere? Clar. Da? Când am ajuns acolo, primul comitet care l-am avut, m-am dus să dau mâna cu unul din ei. Și a pus mâinile în aer, că eu nu dau mâna cu pastori, că eu n-am încredere în pastori. Ăla a fost binevenit, bine ați venit. Știți? Oh, ce ne bucurăm că se zice, eu nu dau mâna cu dumneavoastră, nu am încredere în pastori. Și oh, ok. Vă dați seama ce bucurie în inima mea și îmi venea să sar în sus, să tresar de bucurie, cât de bine eram primit. După aceea vine o doamnă și spune, vai de mine, român, voi sunteți toți hoți. Asta a fost binevenitul.
Deci am fost eu în New York și a venit o echipă de români să-mi facă acoperișul, le-am dat jumătate de bani, au luat banii și au plecat, nu au mai venit niciodată. Vine următorul, mă gândeam, ăsta ce o să mai zică? Eram, mă așteptam acum, deja, și îmi spune să nu cumva să te gândești că facem evanghelizare, noi nu credem în evanghelizare. Aici nu e să ții evanghelizare sau studii biblice, aici nu e să faci lucrare misionară, aici e să predici frumos pentru noi, începi la 11 și un sfert și termini la 12 fără un sfert, ca să avem timp de cântare, rugăciune, pentru că la 12, zice, Duhul Sfânt pleacă și plecăm și noi. Dacă vrei să stai peste 12, vorbești singur că noi nu mai suntem aici. Ce ai face dacă ai fi pastor la biserica asta? 72 de ani de scădere și spune, noi nu credem în evanghelizări. Și pe aceea am vorbit că de ce nu credeți? Explicați-mi și mie, pentru că mergeți în toată lumea și predicați Evanghelia, aia nu-i porunca lui tata sau lui mama. Mergeți în toată lumea, este porunca lui Iisus. Și nu este o sugestie, mă, dacă poți, când poți, când te pensionezi, dacă ai și tu o oră liberă, nu este o sugestie, e o comandă, e un imperativ, e comanda lui Dumnezeu. Și în Biblie, dacă vă uitați în toate parabolele, toți care nu lucrează sunt pierduți și toți care lucrează sunt salvați. Ca de exemplu, pomul care nu dă fructe, ce se întâmplă cu el? E tăiat. Fecioarele care nu sunt lumină, ce se întâmplă cu ele? Cel care primește talent și îngroapă, ce se întâmplă cu el? Cei care, slujitorul care e chemat să dea hrana altora și începe să-i bată, ce se întâmplă cu el? În Biblie, în toate, dacă le luăm una câte una, în toate parabolele, noi suntem chemați să lucrăm. Și când Iisus spune, mergeți în via mea, nu spune pastorilor, spune tuturor. Nu contează că ești pastor, presbiter, diacon, membru, spune tuturor. Toți suntem chemați să servim. Așa este sau nu? Nu numai pastorul, ceilalți noi putem să ne vedem de treabă. Toți suntem chemați la servire. Absolut toți, fără nicio excepție. Adică Iisus a folosit doi oameni care erau posedați de demoni, i-a trimis înapoi în cetate ca să predice cetății de acolo. Iisus poate să folosească pe oricine. Dar vreau să continui cu istoria asta. I-am întrebat ce înseamnă comanda lui Iisus? Merge și predicați Evanghelia. Și că aia era în Biblie, nu-i la noi. Păi noi nu ținem Biblia. Noi după ce ne conducem? După Coran sau după ce ne conducem noi? Nu după Biblie. Și zic, bine, Biblia spune, merge, Iisus spune, mergeți în toată lumea. Ce da, frate, Pavel, am încercat. Dar să vedeți, a venit Kenneth Cox, am cheltuit $48,000, am invitat tot orașul, nu a venit nimeni. A venit Ron Halverson, am cheltuit $46,000, nu mai mi-amintesc sumele, au zis ceva peste 45.000, nu contează cât. N-a venit nimeni. Mi-au dat toate numele mari adventiste, toți evangheliștii mari adventiști, toți renumiți, you know, cum este Mark Finley, cum este toate numele astea vestite. A venit cu tare. Am plătit, n-a venit. Nu, frate, nu merge aici. Păi de ce nu merge? Păi zice, jumate din oraș sunt baptiști și jumate sunt milionari. Nu merge. Deci baptiștii cred că sunt salvați. Deci noi suntem salvați, nu avem nevoie să mai venim așa. Și ceilalți n-au nevoie de Dumnezeu deloc, că sunt bogați. Când a căzut economia în 2008-2009, orașul ăla a fost printre cele 5 orașe unde n-a căzut economia deloc. Când șomajul era în Detroit 14-16%, în orașul ăsta era 2%. Câteva fabrici acolo, pot să vă dau exemplu concret ce fabrici erau acolo, cursele de cai din toată lumea de două ori pe an acolo, fabrica de Toyota, o fabrică de avioane, o fabrică de îngrășăminte agricole, o fabrică de IBM de computere, centru de Amazon, centru de Coca-Cola, centru de... adică bogăție. Fabrica Lexmark, fabrica... bogăție multă. Kentucky Derby, dacă ați auzit de cursele de cai din toată lumea, tot cu tot. Și, băi, frate, ăștia sunt jumate baptiști, jumate sunt bogați. Nu le trebuie, noi am încercat, nu vine nimeni, frate. Așa zic foarte mulți. Uite aici în Germania, uite aici în Austria, uite aici în Japonia, uite aici în Franța, nu vine nimeni. Credeți că bogații n-au nevoie de mântuire? Toată lumea are nevoie de mântuire, toată lumea. Și bogații au cancer, și bogații au depresie, și bogații au diabet, și bogații au divorț, și bogații au droguri, și bogații... Nu? Și au nevoie de mântuire, nu numai adventiștii. Și le-am spus, fraților, problema nu este că oamenii din jurul nostru, de aici, din Austria, n-au nevoie de Dumnezeu. Ci problema e că noi nu știm cum să lucrăm cu ei la nivelul sau la nevoia lor. Problema e că noi folosim
E ca și cum te duci la doctor și mi-a rupt piciorul. Ține aspirină, celălalt, mă doare capul, ține aspirină, celălalt, băi, mă doare în cot, ține aspirină, mă doare stomacul, ține aspirină. Noi încercăm să dăm aceeași metodă la toți. Nu merge. Că nu sunt toți în clasa întâia. Unul intră întâia, unul intră a patra. Trebuie să aplici metode diferite. Și le-am spus așa, motivul pentru care voi nu aveți succes, motivul pentru... Lăsați copiii în pace. Uitați-vă la mine, arăți bine, nu? Uite, m-am bărbierit proaspăt. Uitați-vă la mine. Ok. Motivul pentru care noi nu avem succes este, numărul unu, nu suntem consacrați. Ați auzit ce am zis? Noi ținem formele credinței, ținem sabatul, ținem doctrinele, dar noi nu suntem consacrați cu totul, să fim dispuși, dacă zice Domnul, sacrifică-ți copilul sau sacrifică-ți viața, gata. Noi nu suntem în stare să sacrificăm mașina sau casa, dacă zice Domnul. Noi nu suntem în stare să sacrificăm o oră, dacă zice Domnul. Unu, nu suntem consacrați. Doi, n-avem încredere că ceva se va întâmpla. Ia, mă duc, dar dacă nu se întâmplă, dacă nu se botează nimeni, dacă ne pierdem timp, n-avem credință în Domnul, că Domnul a promis, duceți-vă și voi fi cu voi. Și punctul 3, foarte interesant, aplicăm metodele și strategiile și înțelepciunea noastră și ne așteptăm la binecuvântarea lui Dumnezeu. Trebuie să aplici metoda lui Dumnezeu ca să ai binecuvântarea lui Dumnezeu. Uite ce spune sora White aici în Patriarh și Profeți, pagina 493. Citesc din engleză și îmi traduc. Motivul pentru care copiii lui Dumnezeu nu au putere este pentru că se încred prea mult în înțelepciunea și metodele omenești și prea puțin în puterea lui Dumnezeu. Ați auzit ce am citit? De ce nu au putere copiii lui Dumnezeu? Că zic, eu mă încred în puterea Domnului. Și apoi ne întâlnim la comitet și facem planul. Ce era ca Iosua să aibă un comitet 4 ore să facă planul cum să cucerească Erihonul? Trebuia să le dea Dumnezeu planul. Dumnezeu când le-a dat planul, planul a fost diferit de planul omenesc. Când planul e bun, e de la tine. Când e de la Domnul, planul nu face niciun sens. Înțelepciunea lui Dumnezeu e nebunie pentru oameni. Ca de exemplu, Dumnezeu îi spune lui Iosua să meargă în jurul cetății. Ce legătură are asta cu războiul? Doar că dau aia cu săgețile și cu zmoală și cu pietre în tine. A doua zi merge în jurul cetății, a treia zi merge, a patra zi. După 3 zile eu m-aș uita să văd, sunt crăpături în perete. Păi nu sunt, lasă-mă că nu mai merg. Nu? Ca Naaman, bagă-te în Iordan. A doua zi, a doua oară, a treia oară, a șaptea oară. După ce mă bag de 2 ori, mă uit, tot am lepră. Nu mai mă bag, uite și așa apa murdară. Planul lui Dumnezeu nu face sens pentru logica omenească. Îi zice lui Gedeon să nu iei sabie, să nu iei pușcă, să nu iei tunul, să nu iei tancul, te duci la război și iei o trompetă și o lumină. Păi frate, ai vrea să te duci la război să fii în prima linie de luptă cu o trompetă și cu o făclie? Nici o logică omenească. Planul lui Iosafat, te duci la război și pui corul în fața armatei. Păi da, eu nu mai vreau să cânt în corul ăla. Planul lui Dumnezeu nu face sens pentru înțelepciunea umană. Le spune preoților, băgați picioarele în Iordan. Doamne, seacă Iordanul și apoi bag picioarele în Iordan. Planul lui Dumnezeu nu face niciun sens. Când face sens, e plan omenesc. Planul lui Dumnezeu, aruncă lemnul pe apă și o să vină fierul de la fundul apei. Niciun sens! În ce fizică ați învățat dumneavoastră așa ceva? Nu? Planul lui Dumnezeu îi spune lui Iosif, o să te pun peste familia ta. Și familia ta, părinții, frații, o să se închină ție. Și unde îl pune Dumnezeu? În pușcărie. Îl pune sclav și apoi îl pune în pușcărie. Când planul Dumnezeu merg, știți în ce direcție merg? Dezastru. De câte ori lucrează Dumnezeu, totul merge rău. Când merge bine, atunci e satana sau e omul. Când Dumnezeu lucrează, totul merge rău. Pentru că Dumnezeu când te cheamă, întâi trebuie să te umilească ca tu să nu mai depinzi de tine, să înveți să depinzi de El. Și când ești gata să renunți la înțelepciunea ta și la dreptatea ta, numai atunci te poate folosi. De-aia vin greutăți când te consacri. Cine vă spune că dacă te botezi și te consacri o să fie bine, vă minte, când te consacri și te botezi nu o să fie bine, o să fie rău. Pentru că Dumnezeu, înainte să-L poată folosi pe Moise, a trebuit să-L ducă în pustie. 40 de ani, putea să fie conducătorul armatei egiptene, putea să fie faraon, putea să fie cineva în lumea asta. Dumnezeu l-a dus la pustie în spatele oilor, nu un an, nu doi, nu 10. 40 de ani, o viață, săracul, avea 80 de ani. Păi dacă aștepți 40 în Egipt și 40 în pustie, când ești de 80 de ani, mai mă folosește Domnul la vârsta asta. Uite frate, nu? Planul lui Dumnezeu cu Daniel. Îl cheamă să-l folosească și ce face? Îl ia rob în Babilon. Păi noi știm povestea, noi am citit sfârșitul poveștii, dar Daniel n-a citit cartea Daniel. Daniel nu știa că o să ajungă prim-ministru în Babilon.
Daniel știa că acum dacă nu, dacă se roagă, îl aruncă în groapa cu lei, sau dacă cei trei tineri, dacă nu se închină, așa sunt în cuptorul cu foc. Daniel nu știa ce o să ajungă în viitor. Dumnezeu întâi l-a făcut sclav înainte să-l facă prim-ministru. Când planul Dumnezeu începe să meargă, întâi începe să meargă greșit. Pentru că Dumnezeu nu te poate folosi cât timp te încrezi în înțelepciunea ta. Dumnezeu trebuie să arate, să te înveți umilința, să arate că înțelepciunea ta nu te duce nicăieri. Să înveți să depinzi de Dumnezeu cu tot sufletul și să nu te încrezi. Încrede în Domnul cu toată tăria ta și nu te încrede în înțelepciunea proprie. Să nu te încrezi în niciun fel de logică umană. Dacă logica ta spune, ok, mergem la război, trebuie să punem tunurile, trebuie să punem tancurile, Dumnezeu zice, nu, când mergi la război cu mine, stai pe loc și privești. Păi dacă Doamne vine, stai pe loc și privești. N-are niciun sens. Când vrei binecuvântarea lui Dumnezeu în viața ta, trebuie să nu urmezi planul tău, trebuie să urmezi planul lui. Și planul lui nu-l urmezi, că nu e înțelept pentru înțelepciunea umană. Înțelepciunea lui Dumnezeu e nebunie și înțelepciunea noastră e nebunie. Că gândurile noastre față de gândurile lui Dumnezeu sunt departe ca cerul de pământ. Și atunci Dumnezeu, ca să asculți planul lui, când îi spune lui Avram, aduci fiul ca jertfă, pleacă din țara ta, când trebuie, sau construiește o corabie. Păi Doamne, de ce? Că n-a plouat niciodată. De ce să construiesc o corabie? Când Dumnezeu spune ceva, trebuie să ai o legătură cu El extraordinar de puternică ca să asculți un lucru care nu face sens. Să asculți, cum zicem noi în cuvinte din astea omenești, o prostie. Mulțumesc. Împărăția, răsplata o să vă fie în cer, așa e, cine dă un pahar de apă unuia, are răsplata veșnică. Așa că v-ați asigurat, mulțumesc. Noi, de ce durează răspunsul la rugăciune atât de mult? Pentru că noi nu suntem gata de răspuns. Ca Dumnezeu să spună ție să construiești o corabie și să lucrezi 120 de ani, adică ești tânăr și îmbătrânești. Trebuie să ai o credință extraordinară, că după 10 ani m-aș sătura și aici, uite că nu vine nici ploaie, m-am uitat la vreme, gata, hai să renunțăm la corabie. Trebuie să ai să îl cunoști pe Dumnezeu atât de bine și să ai o încredere în El atât de mare, încât să continui să lucrezi când rudele, când familia, când cei de la biserică te bajocoresc. Bă, de ce construiești, mă, o corabie? N-a plouat vreodată? Ce-i aia ploaie? De ce trebuie să ai atâta relație cu Dumnezeu când un lucru nu face niciun sens, nicio logică umană, tu să ai încredere și să-L asculți împotriva logicii umane. Să te încrezi în El mai mult decât în tine sau decât în știință sau decât în ce zic cei din jur. Și pentru asta trebuie să ai o relație strânsă cu El. Ca atunci când treci prin greutăți ca Iov sau când ești în pușcărie ca Iosif, să zici, nu știu ce-i cu mine, dar știu răscumpărătorul meu. Nu? Știu că îl voi vedea la urmă. Sau ca Pavel. Știu în cine am crezut. Frații mei, noi ne încredem prea mult în noi. De-aia n-avem succes în lucrare. Noi ne încredem prea... Noi facem gândirea omenească și zicem, în Viena nu îi mai interesează pe ăștia. Am încercat, frate, nu merge. Aia e logica umană. Nimic nu este imposibil la Dumnezeu. Absolut nimic. Dacă Dumnezeu zice să fie lumină, e lumină. Dacă Dumnezeu zice să se miște muntele ăsta, când în momentul în care Dumnezeu a deschis gura, se mișcă muntele. Dacă Dumnezeu zice la mare, stai liniștită, oceanul se liniștește într-o secundă, că Dumnezeu e creator. Universul ascultă. Numai oamenii nu-L ascultă. Nu e nimic imposibil la Dumnezeu. Și când Dumnezeu spune, duceți-vă toată lumea și predicați, nu e treaba ta dacă Viena te ascultă sau nu. Aia e treaba lui. Treaba ta e să-L asculți. Dacă El zice, du-te la război, te duci la război. Zice acolo în Biblie că zice, porțile raiului nu vor... porțile iadului, porțile... Nu? Cum zice? Cum înțelegeți dumneavoastră versetul ăla cu porțile iadului? Cum îl înțelegeți? Noi așa îl înțelegeam eu când eram mic. Trebuie să stai credincios când te atacă iadul, să nu te cucerească. Așa îl înțelegeam. Și după aceea, când m-am uitat și eu puțin în greacă, acolo greaca nu spune că te atacă porțile, ci că tu ataci porțile. Și m-am gândit și eu, n-am văzut în niciun război vreodată porțile să sară la soldat să-i atace. N-am auzit niciodată de porți care să sară la tine. Am auzit de cetăți care vine armata, le înconjoară și încep cu o baterie din aia, dacă vă amintiți cum era pe vremuri așa, ce să facă? Să dea în porți, să le rupă, de ce? Să intre și să cucerească.
Figura în Biblie când spune că ești soldat și că ai coiful credinței și scutul cu tare și cureaua cu tare și, vă amintiți, încălțămintea cu tare și când spune asta, figura de soldat nu e de apărare, ci e de atac. Zice că zice, săgețile de foc ale satanei, care era figura? Ce se întâmpla? Când atacai o cetate, când atacai o cetate și te apropiai, de pe perete trăgeau cu săgeți cu foc. Știți, deci? Venea ploaie de săgeți. Și toți care fugeau și se răzgândeau, nu mai mergeau la luptă, săgețile îi omorau din spate. Dar toți care în loc, când zice stand firm în engleză, în română nu știu cum îi mai zice, dar zice să stai tare, să stai tare pe loc, să nu fugi. Când vin săgețile, ce făceau soldații pe vremea aia? Se așezau, ca să nu rămână picioarele expuse, se așezau așa și puneau, aveau un scut rotund, sau cum se numea, și puneau scutul așa. Și făceau așa un perete. Toți veneau, se așezau pe un rând, se așezau în ciuci, puneau scutul. Făceau un perete de scuturi și săgețile tâng, în scuturi. Care încercau să fugă, toți mureau, că erau neapărați. Și ce zice? Înaintezi împotriva satana, te așezi când vin săgețile, până aia încarc arcul, iar înaintezi, te așezi, până ajungeau la poartă. Și când ajungeau la poartă, atacau poarta și o rupeau. Asta este figura de stil care e folosită în textul ăsta. Adică Dumnezeu nu te cheamă să stai din ăla care te aperi. Cea mai mare apărare este ofensiva. Dumnezeu te cheamă să ataci. Să-l ataci pe satana, să-i ataci cetatea. Și de ce să ataci cetatea satana? Să salvezi cât de mult posibil, să iei din cetatea lui satana, să-i duci în cetatea lui Dumnezeu. Asta e chemarea noastră. Dumnezeu a chemat Israelul la lucrare misionară. Israelul s-a izolat și au zis, noi suntem sfinți și ei sunt necurați. Așa îi numeau pe greci, pe romani, pe toți. Necurați. Și Dumnezeu i-a respins. Și spune Sora White că zice, pentru că au refuzat să-și facă lucrarea, Dumnezeu i-a respins ca o națiune. Și spune așa, Dumnezeu i-a chemat, chiar așa spune în Patriarhi și Profeți, să fie o lumină pentru toate neamurile. Pentru cine? Pentru ei sau pentru neamuri? Casa lor de rugăciune trebuia să fie o casă de rugăciune pentru? Pentru cine? Pentru necurați? Pentru samariteni, pentru romani, pentru mesopotamieni, pentru fenicieni, pentru greci, pentru toate neamurile. Avram l-a binecuvântat Dumnezeu ca să fie o binecuvântare pentru? Pentru tot pământul, nu? Nu numai pentru Israel. Mi-amintesc când aveam eu 17 ani și am devenit dirijor de cor, am pregătit un program de Crăciun și am crezut că e cel mai frumos program din istoria Pământului. Am crezut că asta e cel mai bun program de Crăciun care a fost vreodată pe globul pământesc, că l-am pregătit eu. Am muncit 4 luni la programul de Crăciun și am învățat cântări cu corul, cântări cu corul de copii, cântări cu un grup, cu un quartet, cântări cu un cor bărbătesc 4. Am învățat, am avut pe cineva cu vioara, am avut poezii și am avut și niște picturi care le-a făcut cineva cu scena de naștere. Bă, ăsta e cel mai tare program vreodată care s-a făcut în istorie. Și după ce am avut programul de Crăciun, eram așa puțin ca un curcan, așa pieptul mare. Și mă duc la tata și zic, ți-a plăcut programul de Crăciun? Și tata așa rece, fără nicio emoție, zice, ce program? Zic, păi tu unde ai fost, mai? N-ai fost în biserică, n-ai auzit cântările? Frumos, nu? Și care program? Programul de Crăciun! Și ok. Cine l-a pregătit? Am vrut să zic eu, dar m-am gândit că arat mândru și atunci am zis, noi. Și ce cine e noi? Păi zic, noi. Cine, mă? Păi, tinerii. Care tineri? Tinerii din biserică. Biserica a pregătit programul. Da. Și pentru cine l-a pregătit? Păi pentru biserică. Biserica l-a pregătit pentru biserică. Zic, da. Și ce, băi, tu dacă ai o vacă și vaca face lapte și după ce face lapte îl bea, de ce ai, mă, vacă? Așa e? Și ce, bă, Domnul nu te-a chemat, mă, să pregătești mâncarea ca să o mănânci. Te-a chemat să mergi la drumuri și la garduri? Și să-i inviți pe aia. Aia e lucrare misionară. Tu nu chemi pe sănătoși la doctor, tu chemi pe bolnav la doctor. Tu dacă îți faci predică și tu o prepari și tu o asculți, de ce mai predici, mă? Tu predici la pocăiții ca și cum ai cânta la cor. Mă duc în fața corului și le cânt. Și corul îmi cântă mie și eu le cânt lor. Dumnezeu a respins Israelul, spune Stroait, și am paragraful aici, l-am citit aseară la biserica de unde am fost, unde zice așa, zice Israelul, așa spune Stroait, a refuzat să-și facă lucrarea la care au fost chemați.
Și ce Dumnezeu i-a lepădat, i-a respins. Și apoi zice cu semnul întrebării, nu facem și noi la fel astăzi? Nu facem și noi la fel astăzi? Și dacă noi nu facem treaba, cine o face? Pietrele, dar noi vom fi responsabili. E așa sau nu e așa? Asta nu e de la mine citire, fraților, e din Biblie și din Spiritul Profetic. Deci așa aici, zice, motivul pentru care lucrarea de salvare a sufletelor nu are putere în zilele noastre este pentru că noi nu avem încredere în Dumnezeu și nu mergem în lucrare. Și Dumnezeu a intenționat ca lucrarea să nu fie slabă, fără putere, ci așa cum a început cu putere, în Marea Luptă spune asta, așa cum a început cu putere, se termine cu putere. Deci a început cu revărsarea Duhului Sfânt, ploaia timpurie, și se va încheia cu revărsarea Duhului Sfânt, ploaia târzie. A început, spune dânsa, cu putere și ce la sfârșit se va sfârși cu o manifestare de putere, cum? La fel sau mai mare? Cum spune acolo? Cu o manifestare de putere mai mare. Și apoi ce dânsa aici se vor boteza cu miile. Cum s-au botezat la început? Cu miile, e așa sau nu? Și acum gândiți-vă că ei erau farisei, erau romani, erau ucenici, erau săraci, erau persecutați. Când Duhul Sfânt s-a revărsat, au venit cu miile. S-au petrecut minuni, bolnavii vindecați și așa mai departe. Așa aici dânsa se va încheia cu putere și mai mare. Cu o manifestare mai mare decât puterea de la început. Și apoi zice așa, în mesaje speciale. Biserica este chemată să ridice la acțiune. Duhul lui Dumnezeu este gata să se reverse, să încheie lucrarea. Dar trebuie să ne rugăm pentru asta. Zice, cu rugăciune perseverentă, cu credință, să cerem împlinirea promisiunilor. Zice, motivul pentru care Dumnezeu nu poate să vină este că noi nu ne ducem în lucrare și nu avem încredere în promisiunea Lui. Cine-i de vină? Nu e Dumnezeu de vină, bineînțeles. Le-a spus membrilor din biserică, le-am spus, băi fraților, nu spuneți mie că jumate din biserică, că jumate din oraș sunt milionari, nu erau chiar milionari, dar erau oameni înstăriți. Adică erau și milionari, dar nu toți. Și că jumate sunt baptiști. Erau peste 50 de biserici baptiste în orașul ăla. Și în rest nu știu câte metodiste și nu știu câte presbiteriene și nu știu câte luterane. Și una adventistă. Adică cea mai mare biserică baptistă avea 11.000 de membri și cea mai mică 500 de membri. Vă dați seama? Câți baptiști acolo? Foarte bine, Dumnezeu iubește baptiști, pe penticostali, pe luterani, pe catolici, Dumnezeu iubește pe toți la fel. Nu te iubește pe tine mai mult ca pe ăla. Dumnezeu iubește pe toți la fel și vrea ca niciunul să nu piară. Dar ideea este că membrii noștri spuneau, nu merge să le predice lor, că sunt prea bogați, nu merge să le predice lor, că n-ascultă, nu merge, în Austria nu merge. Bine, asta nu era în Austria. Și le-am spus, băi fraților, vina este că nu ne rugăm. Nu numai că ei nu credeau, oameni buni, dar n-aveau încredere că se poate. În mediul în care trăiești tu aici, nu se poate, nu e așa de ușor. Nu numai că n-aveau încredere, erau vei foarte pesimistici, dar mai erau alte probleme. În biserică, o grupă nu credea în Duhul Sfânt, o grupă credea că poți când termini sabatul să mergi la cumpărături, să te duci la cumpărături, sâmbătă la 12. O grupă zicea că e păcat să te duci la ambon fără cravată, vă dați seama, dacă n-ai cravată, ăsta e loc sfânt și dacă te-ai suit aici și te-ai mișcat, dă un trăsnet și mori pe loc. Adică, extreme! Băi, frate, cum zâmbești la... A zâmbit la ambon, Domnul să te bată, ai făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt, trebuie să stai serios așa, să nu zâmbești. Și se băteau între ei grupele astea, fracțiunile astea, se certau între ei. Acum exagerez puțin ca să înțelegeți. N-a zis nimeni că dă trăznetul în tine, dar ai zis, frate, e păcat, îți pierzi mântuirea. Mă înțelegeți? Încerc să vă ajut să înțelegeți pictura de ansamblu. Pe lângă toate astea, oamenii, nu numai că erau diviziuni și încerturi, conflicte interne. Dar din 90 de membri care veneau, numai 11 lucrau. Toți ceilalți erau spectatori. Adică toate serviciile în biserică, că prezbiteri, că școala de sabat, 11 oameni le făceau toate. Când 11 oameni fac toate treaba, nici nu te aștepți la prea mult. Vă dați seama. Mai mult decât atâta, au avut experiențe în care au încercat să țină studii biblice, au început și după aceea nu s-a întâmplat nimic și au început din nou și au fost, cineva a căzut în parcare și a rupt piciorul și i-a dat în judecată și zice, bă, uite de câte ori ținem ceva, se întâmplă ceva rău, lasă-mă, nu mai ținem. În sfârșit, ce ai de făcut dacă matale te duci acolo și ești pastor? Ce faci? Te muți? O variantă, ea se poate, te muți, gata.
Alta, îți vezi de treabă, ți-o predică frumoasă, fraților, Domnul vă iubește, arătați bine, uite ce frumos arăți matale, ți-o predică frumoasă, îi lauzi pe toți și cu asta va... E ușor, nu? Altă variantă, te cerți cu ei, te iei la război, la bătaie. Altă variantă, încerci să-i manipulezi, să-i duci cu zăhărelul. Nu? Sunt destule variante. Ce trebuia făcut acolo după dumneavoastră? Rugăciune, da? Soția și cu mine am început să ne rugăm. E ușor să te rogi sau e greu? Ce ziceți? E foarte greu, nu greu. Este extraordinar de greu. Pentru că noi nu luăm rugăciunea în serios. Noi ne rugăm rugăciunea așa, rutină, de obișnuință. Dimineața 5 minute, seara 5 minute, la masă 2 minute. Dar ăștia, oamenii din Biblie, oamenii de rugăciune, s-au rugat serios. Când zic s-au rugat serios, mă refer la rugăciune din aia în care te rogi toată noaptea. Iacov l-a prins pe Iisus și a zis, nu te voi lăsa până nu mai vei. Și mie îmi place foarte mult istorioara asta. Că mi-imaginez un om se prinde de Dumnezeu. Zice, nu te las. Dumnezeu, hai, te rog, lasă-mă să plec, că vine dimineața. Nu te las. Hai, te rog. Eu n-am auzit niciodată așa. Dumnezeu se roage de om, lasă-mă să plec. Dumnezeu nu are nevoie să se roage, lasă-mă, te rog, că nu pot să plec dacă nu mă lași. Adică Dumnezeu putea să zic așa, gata, Iacov se topea cu totul. Nu e așa? Dumnezeu putea să dispară. Nu trebuia să-i ceară voie, mă lași să plec? De ce crezi că l-a rugat Dumnezeu, lasă-mă să plec? De ce? Să vadă, vrei cu toată inima sau îți faci datoria? Vrei cu toată inima evangelizare? Vrei cu toată inima salvezi vecinul? Sau, Doamne, fii și cu săracii, fii și cu boli. Doamne, Evanghelia să fie ajută Tu să fie predicată Evanghelia la toate neamurile. Ce rugăciune e, frate? Scuzați-mă, dacă vă rugați așa, o să mă rog pe dumneavoastră să vă ierte Domnul. Evanghelia să fie predicată. Evanghelia, ați văzut vreodată o Biblie sărind așa și predicând, căscând? Ați văzut vreodată Evanghelie vorbind? Dumnezeu te-a rugat pe tine să predici Evanghelia. Și tu îi spui, Doamne, Doamne, ajută să se predice singură. Dumnezeu, Doamne, fii cu săracii. Dumnezeu te-a rugat pe tine să fii cu săracii. Doamne, fii Tu cu săracii. Așa spune Soraica, că noi ne ducem la rugăciune și rugăm pe Dumnezeu să facă treaba care El ne-a dat-o nouă. În loc să zici, Doamne, ajută-mă pe mine să predic Evanghelia toată lumea. Doamne, ajută-mă pe mine să am grijă de săraci. Doamne, ajută-mă pe mine să vizitez bolnavii. Doamne, ajută-mă pe mine să reprezint numele Tău într-un mod potrivit. Mă înțelegeți? Aia e rugăciune. Și ne ducem înapoi la subiect. Toți oamenii din Biblie și din istorie care au rezolvat ceva, toți oamenii de credință au fost oameni de rugăciune. Toți, fără excepție. Avraam, Noe, Moise, Pavel, Petru, Sora White. Nu contează care îi luați din istorie. Luther, cât se ruga Luther în fiecare dimineață? 2 ore. Și când avea o zi grea, cât se ruga? 4. Așa spune Marea Luptă. Da? Toți oamenii de credință au fost oameni de rugăciune. Cum vrei tu să faci lucrarea lui Dumnezeu fără puterea lui Dumnezeu? Cum vrei tu să te lupți cu Satana în putere omenească? Cu cât te rogi mai mult, ce se întâmplă? Nu numai că e sacrificiu, trebuie să-ți iei din timpul tău, trebuie să te culci mai devreme, trebuie să te trezești mai devreme. Dar cu cât te rogi mai mult, Dumnezeu schimbă viața ta. Și noi zicem, vreau să mă schimb. Dar în momentul în care Dumnezeu începe să ne schimbe, nu ne place, că noi nu vrem să ne schimbăm, noi vrem să stăm tot așa. Nu numai că nu-ți place să te schimbi, dar Dumnezeu vrea să te consacri cu totul. Noi nu vrem să ne consacrăm cu totul, pentru că ți-e frică. Dacă eu consacru tot ce am, viața mea, sănătatea mea, serviciul meu, tot, ce se întâmplă cu mine? Dacă Domnul zice, lasă serviciul, păi ce fac? Acum Domnul nu zice la toți să-și lasă serviciul. La unul zice, du-te acolo unde ești la spital și pornește o grupă de rugăciune cu asistentele medicale. Zice altuia, uite acolo unde ești tu inginer, pornește o grupă de studiu biblic cu colegii tăi. Dar dacă Dumnezeu zice, pleacă din casa ta și din țara ta, ce fac? Eu nu vreau să plec. Noi nu vrem să ne consacrăm cu totul. Consacrare cu totul zice, renunț cu totul la tine și ce Dumnezeu aia face. Nu-ți mai iubești viața ta, nu te mai interesează de ce se întâmplă cu tine. Dumnezeu vine primul. Și ce se întâmplă cu tine nu contează, că trăiești sau că mori. Noi nu vrem să ne consacrăm cu totul. Noi vrem să ne consacrăm așa, 90%, dar restul să avem și noi acolo o vorbă de zis în viața noastră. Oamenii de credință au renunțat cu totul la ei. Moise a renunțat cu totul la tot ce avea. Nu? Avraam a renunțat cu totul. Iosif a renunțat cu totul. Daniel, Pavel. Pavel avea un viitor briliant. Era educat, era influențial. A renunțat cu totul la totul și s-a pus cu totul mâna Dumnezeu și zice, consider toate lucrurile, ce zice? Un gunoi. Ce înseamnă toate lucrurile? Câte? Cât înseamnă toate? Ok, și casa? Și serviciu? Sănătatea? Viața? Familia? Tot?
Dacă Domnul ce renunță acum la viață pentru mine, e ușor, da, Doamne, renunț, la... stai să vedem. Nu e chiar așa ușor de făcut. Că vă spun eu, vă dau un test mai ușor. Uite acum, fiecare, renunțați la casă, scrieți o hârtie, îmi donez casa mea bisericii. Hai, cine vrea să facă treaba asta? Vedeți că nu e ușor? Nu e ușor, nu? Cu atât mai mult viața, e ușor de zis, Doamne, te iubesc. Doar cine poate să zică, Doamne, te iubesc? Hai să vedem, proba. Hai să vedem. E ușor de zis, frate, dacă când vine o încercare, mică, nu mare, vezi cum te zbați și te rogi și se pare că Domnul nu răspunde, atunci să vedem dacă crezi în Dumnezeu, dacă ai încredere în El. Nu mai vorbim de o încercare mare, nu? Îți pierzi serviciul, o încercare mică. Nu mai vorbim când vine cancerul sau divorțul sau criza finală, persecuție, legea duminicală. O încercare mică și noi ne zbatem. De ce nu răspunde Dumnezeu că mă rog de 3 luni? Așa e sau nu e așa? Așa este, că trecem toți prin ele. E ușor să zici am credință. E mai greu să ai credință reală când treci prin furtună, nu? Când treci prin cuptorul de foc. Și oamenii de credință, toți au fost dispuși să renunțe. Nu contează că trăiesc sau că mor, dacă trăiesc, trăiesc pentru Hristos, dacă mor, mor pentru El. Nu, au fost dispuși să renunțe la ei. Predare absolută, totală. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze, te rogi serios, te predai cu totul. De ce nu lucrează Dumnezeu în viața noastră? Noi vrem minuni fără predare. Pentru că nu ne rugăm serios, zice că ucenicii s-au, în capitolul 2 din cartea Faptele Apostolilor, în capitolul zice că s-au dedicat cum? Rugăciunii. S-au consacrat rugăciunii. Adică cu tot sufletul s-au rugat acolo zi și noapte. Acum noi mergem la ora de rugăciune, ne rugăm 15 minute, mai predicăm 15 minute și gata, acasă. Ce-ar fi să veniți la adunare și să vă rugați aici o lună, zi și noapte? Cine face treaba asta? Ucenicii s-au rugat 10 zile și 10 nopți. Am dreptate sau nu? Așa e sau nu? Păi vă dau exemple. De fiecare dată. Ce spune Iisus? Când 2 sau 3? Ce spune Iisus? Când 2 sau 3? Sau 4 sau 5? Poftim. Se întâlnesc în numele meu? Eu sunt acolo. Și pe aceea când spune când se unesc, când zice într-un acord să ceară ceva, le va fi? Le va fi dat. Așa spune Iisus și Iisus nu minte. De ce nu primim? Păi unde vedeți voi 2 sau 3 să se unească împreună, să se roage 20 de zile împreună? După o jumătate de oră se satură. Am dreptate sau nu? Păi vă dau exemplu, facem pauză. Am multe exemple. Nu una, nu două, nu 10. Multe. Unul din ele care e așa mai... Probabil că l-ați auzit. În Kenya, da? Ați auzit istorioara cu Kenya? Cine? Nimeni. 2. Ok. În Kenya lucrarea merge foarte bine. Nu mi-amintesc cu cât și nu vreau să exagerez. 30-40-50% creștere. Biserica crește foarte repede. Se botează foarte mulți. Dar asta e la sat. În Nairobi, în capitală, nu crește. E ca în America, e ca în Franța, ca în Austria. Biserica nu crește. De ce? Pentru că în Nairobi, în jur de 10,5-11 milioane de oameni, tot business, toată economia din toată țara se întâmplă acolo, în capitală. Și oamenii sunt ocupați. Au servicii, au 2 servicii, au business-uri, au școală, au... Oamenii se duc dimineața... Lăsați copiii în pace. Imaginați-vă ce ar fi o biserică fără copii. Ar fi o tragedie. Așa e? Și ucenicii când Iisus predicau și copiii veneau, păi plecați bă de aici că îl deranjați pe Domnul. Și Iisus, lasă copiii în pace. Eu n-am probleme cu copii, am probleme cu adulții. Nu? Adulții încep să critici, să vorbească, lasă copiii în pace, uitați-vă aici, gata. Eu mă bucur să dea Domnul să fie plin de copii, să nu mai fie loc de copii. Amin. Ok, înapoi la subiect. În Kenya, în capitală, biserica nu creștea. Pentru că oamenii se ocupa, pleacă dimineața ca dumneavoastră. E așa sau nu e așa? Cu viață grea. Pleci dimineața la servici, când vii seara, ești dărâmat, frate. Ești obosit, te speli puțin, mănânci puțin și cazi. Așa e sau nu? N-au timp, pentru că în capitală, acolo se întâmplă tot. Toată economia, toată industria, toate business-urile, toată școala, toată educația, totul se întâmplă acolo, în Nairobi. Și oamenii n-au timp de credință. Și ce spuneau? Nu crește biserica în Nairobi, ce să facem? Și s-au întâlnit un grup de pastori, nu mulți, un grup mic, nu mai știu numărul, nu vreau să dau un... S-a dat raportul la Conferința Generală, la Consiliul Anual din octombrie anul trecut. Ne-a dat numerele, ne-a dat pozele, ne-a tot. N-am stat, am luat niște notițe, dar așa repede. Nu contează că s-au întâlnit 5 sau 10. S-au întâlnit un grup de pastori și au început să se roage împreună, nu de dimineața până seara și noaptea. Au început să se roage
O oră în fiecare seară, de la 6 la 7. Au început cu o jumătate de oră, după aceea nu contează detaliile astea. Au crescut la o oră în fiecare seară. O zi, două, trei, patru, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți. Și au zis, noi nu ne mai oprim. Noi nu ne mai oprim. Până Domnul nu ne dă capitala, noi nu ne mai oprim. Noi vrem lucrare misionară în capitală. Și toți le spuneau, băi, e imposibil, că în capitală nu vine nimeni, e imposibil. Și ăștia au zis, noi ne rugăm și zicem, Doamne, nu te lăsăm până nu ne binecuvintezi. S-au prins de el și au zis, Doamne, poți să ne omori, cum a făcut Ilie. S-a rugat după ploaie de câte ori? În Biblie zice de 7 ori. Dar părerea mea știți care e? Pentru că în ebraică fiecare număr are un simbol. Fiecare număr, 3 înseamnă de neschimbat, 6 înseamnă lumesc, 7 înseamnă complet sau suficient, 8 înseamnă de neprihănit, 10 înseamnă măsură, 14 înseamnă divinitate și așa mai departe. Nu neapărat așa cum v-am spus, dar poate să fie alte însemnătăți. Dar vă dau exemple așa ca să înțelegeți. Dar numărul 7 înseamnă că suficient. Adică poate să însemne că din Maria s-au scos 7 demoni sau poate să însemne că s-au scos suficient de mulți demoni. Mă înțelegeți? La fel și cu Ilie. Eu cred că dacă ploaia nu venea a 7 oară, nu zicea, m-a rugat de 7 ori, nu mai mă ruga 8 oară. Nu? S-a rugat cât de mult? Până a venit ploaia. Dacă ploaia nu vine, Doamne, nu plec de aici, mă rog până vine. Ăștia așa au zis din Nairobi. Pastorii, ne rugăm până Domnul ne dă Duhul Sfânt și ne face lucrarea misionară aici. S-au rugat 3-4 luni în fiecare seară. Asta se cere puțină muncă, nu 3-4 luni în fiecare seară când ești obosit de la servici și vrei și tu să te duci acasă, în loc să te duci acasă, te duci la biserică. După vreo 4 luni, frații mei, erau la rugăciune și sună cineva. Sună un pastor dintr-o biserică nedenominațională, că le încurc, nici nu mai știu să le zic. Ați auzit de așa bisericii ăștia care n-au niciun nume? Ei zic că n-au nicio denominațiune, da, o spun eu, numai că n-au nume, dau denominațiune, că odată ce ai zecime sau bani și odată ce ești organizat, înseamnă că ai o biserică. Numai că dacă nu-i zice baptist sau adventist, înseamnă că nu-i denominațiune, e o denominațiune fără nume. În sfârșit. Și sună ăla și zice, măi, uite, eu am descoperit că sabatul nu e duminica, sabatul e sâmbăta. Și zice, sunt uimit, e prima dată când am văzut asta în Biblie, eu n-am știut până acum. Și m-am uitat pe Google, pe internet, și singura biserică din Nairobi care ține se închină sâmbătă, sunteți voi. Și aș fi și eu interesat să studiez mai mult despre sabat. Îmi trimite și mie niște materiale. Ăștia, sigur, cu plăcere. I-au trimis studii biblice, pastorul ăsta neadventist, nedenominațional, a studiat, a cerut botezul, a fost botezat, s-a dus la bisericile lui, două biserici avea nedenominaționale, le-a dat studii biblice, s-au botezat majoritatea din ei, dar asta nu e nimic. La fiecare 6 luni, toți pastorii din Nairobi, vreo 2000 de pastori, 11 milioane de oameni, de la toate bisericile din Nairobi, se întâlneau împreună să se ajute cu resurse, cu materiale. Peste 6 luni sau cât a fost când s-au întâlnit toți pastorii, pastorul ăsta a făcut 2000 de copii după studiile biblice care le-a luat el și a dat la fiecare pastor neadventist o copie. Și a zis, uite, asta e experiența mea. Asta am descoperit eu și mi-a schimbat viața. Și am cu adevărat pace și mă bucur că am găsit adevărul. Și vreau să vedeți și voi. Peste 190 de pastori, peste 190 de pastori, am poza cu ei aici, cu botezul lor, neadventiști s-au botezat. Și foarte mulți din bisericile lor s-au botezat. Mii, zeci de mii. Nu mai știu numărul, nu mai s-a zis ceva, 26, 30, 35 de mii, nu contează. Foarte mulți din bisericile lor s-au botezat. De ce? Că un grup de pastori s-au întâlnit 4 luni în fiecare seară și s-au rugat. Imaginați-vă dacă se rugau de dimineața până seara. Înțelegeți? Pot să vă dau multe exemple, nu unul. Multe exemple. De exemplu, un grup în Siberia, îl povesteam aseară la biserica dinainte, s-au întâlnit să se roage și se rugau câte o oră, două, într-un loc unde nu mai erau decât vreo 6, 7, 8 membri. După o lună erau 80 de membri, după 5 luni plantaseră pe lângă biserica lor încă 5 biserici în satele din prejurul lor. Și tot ce făceau, se întâlneau și se rugau. Nu știu dacă ați auzit istorioara, spărgeau gheața, se băgau în gheață. Știți istorioara? Știți de ce se băgau în gheață? Lucrau la minele, la sondele, cum se numesc, de petrol, în Siberia, și când veneau de la servici, intrau înăuntru să se roage, la sobă, lângă sobă. Și ce credeți? Când intri, adormeau toți. Și bă, fraților, ce facem, mă, de câte ori ne strângem la rugăciune, teoria, dormim.
Și atunci a hotărât, zice, măi, când ne ducem la pescuit, tăiau un rotund și acolo pescuiau. Când ne ducem la pescuit, stăm treji. Dacă ne ducem la rugăciune, nu suntem în stare să stăm treji, ne băgăm în gheață, nene, ca să fim serioși, nu glumim cu rugăciunea. Au tăiat gheața, se băgau în gheață, apoi ieșeau afară, se rugau. După aceea, iar se băgau în gheață când i-a apucat, iar ieșeau, se rugau. Când termina de rugăciune, se băgau în casă, se culcau. Aia arată determinare, seriozitate. Cine face treaba asta? Noi nu ne rugăm fără gheață, dar cu gheață. Pot să vă dau foarte multe exemple. Am vorbit cu frații mei din biserica respectivă cu care am început și le-am spus așa, noi nu suntem serioși cu rugăciunea. Doi, nu suntem serioși cu consacrarea. Dacă vă cer să veniți la adunare pentru evangelizare, numai 10 oameni îmi vin. Când i-am chemat să vină la un workby, adică să curățăm adunarea înainte de evangelizare, la o muncă voluntară, din 90 de oameni mi-au venit 6. Păi cred că dacă îi chemam la pizza, cred că veneau 50. Dacă nu au venit la muncă, mi-au venit 6. Noi nu suntem serioși cu consacrarea. La români e puțin mai bine, când îi chem la muncă, vin. Dar problema e că după ce vin la muncă, încep să le place să vorbească de alții. Ai de mine, ce dulce e, hai să criticăm. Asta, cam asta e problema. Nu vorbesc de dumneavoastră, aici nu există critică. Vorbim de alte biserici, prin America, la noastră sunteți sfinți. Eu știu că aici nu se întâmplă. Domnul să fie lăudat. Noastră nu vorbiți niciodată de nimeni. Amin. La americani nu vin la muncă, românii vin la muncă. Dar americani nu vorbește nimeni de mine, românii le mai place, așa are gust dulce ca prăjitura în gură, știți? În sfârșit. Și i-am chemat la muncă, n-au venit. I-am chemat la evanghelizare, n-au venit. I-am chemat la rugăciune, n-au venit. Cine credeți că a venit la rugăciune? Doi prezbiteri. Din 90 de oameni în biserică, doi prezbiteri. Ce faci dacă îți vin numai doi? Te rogi sau nu? Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Începi cu cine vine, frate. Orice deșteptare din istoria lumii, orice deșteptare din istoria lumii, a început cu 1, 2. Dumnezeu zice așa, zice așa în Cartea Cronicilor. Zice, ochii lui Dumnezeu se plimbă pe pământ, vă amintiți textul? Căutând după ce? Un om! De ce nu caută după 10? Ce să faci cu un om? Păi frate, Dumnezeu are putere să facă printr-un om cât poate să facă cu 1 milion de oameni, că-i puterea lui, nu e a ta. Ochii lui Dumnezeu se plimbă pe pământ și caută unul pe tot globul ăsta, caută unul, un Iov, un Moise, caută unul care să fie serios la rugăciune, să fie serios la consacrare, să fie gata să-și dea viața pentru el, așa cum Iisus a dat viața pentru tine. Ochii Domnului se uită pe pământ, caută un om consacrat și printr-un om Dumnezeu poate să scape o națiune. Printr-un om cum a fost Luther, printr-un om cum a fost Ellen White, printr-un om, înțelegeți? Un om consacrat, Dumnezeu poate să facă o lucrare enormă, dacă are un om. În altă verset zice așa că caut un om care să stea la și zice și nu găsesc un om. Dacă noi am fi consacrați, dacă asta poate să facă printr-un om, cât poate să facă Domnul prin 50 sau prin 1000? Imaginați-vă. Un om. Un om serios la rugăciune, un om serios la consacrare. Zic că Doamne, viața mea, casa mea, tot ce am e al Tău. Acum nu că vine ăsta fratele Petrică sau fratele Mitică sau fratele Gigel și spune, uite, a zis Domnul să-mi dai mie casa. Aia trebuie să spună ție, nu să spun eu, nu să spună pastorul, nu să spună vecinul. Domnul să spună ție în rugăciune, atunci o dai. Dacă Domnul nu spune două, nu o da, frate. Mă înțelegi? Dacă spune vecinul, probabil că nu-i vocea Domnului. Mă înțelegeți? I-am chemat la rugăciune. Mi-au venit doi prezbiteri. Am început să ne rugăm în fiecare dimineață la telefon o oră și în fiecare vineri dimineață la ora 6 la biserică împreună o oră. Dar n-au mai vrut să vină că ei începeau serviciul la 7. Și atunci am hotărât să ne rugăm la 5. Oh, e prea devreme, trebuie să plecăm la 4 de acasă ca să ajungem la 5 la biserică. Deci noi vorbim de consacrare, dar nu suntem dispuși, mă înțelegeți? Să sacrificăm 2 ore de somn pentru Domnul. Îl iubești pe Domnul, frate? Da, cu toată inima. Renunți 2 ore de somn? Nu. Mă înțelegeți? Și le-am spus, bă, fraților, suntem serioși? Vreți schimbare în biserica asta sau nu? Da. Ok. Vă treziți la 4, ne întâlnim la 5. Până la urmă au venit oamenii. Am început să ne rugăm 3. Eu cu 2 prezbiteri. După vreo 2 săptămâni, eram vreo 5-6 din comitet. În fiecare vineri la adunare, în fiecare dimineață la telefon. De la 5 la 6. După vreo 2 luni, erau 80 din biserică, din 90, în medie de 80, mai mult sau mai puțin, 70, 80, 85, care se rugau la telefon. La vineri dimineață nu veneau, dar la telefon
Unul venea, unul pleca. Venea, se ruga 10 minute, și după aceea încet închidea telefonul, venea altul, veneau și plecau. Depinde de programul cu serviciu care îl aveau. În momentul în care a început biserica să se roage, fără motive, n-am avut niciun comitet să zic, băi, care se mai critică, îl exclud. Băi, vă rog frumos, nu vă mai criticați. Băi, nu vă mai certați că tu ești prea liberal, tu ești prea n-am avut niciun comitet să rezolv nicio problemă. În momentul în care au început să se roage, conflictele au încetat. Oamenii care s-au rugat nu s-au mai certat între ei. Nu știu de ce, dar nu au mai existat tensiune și diviziune și probleme și conflicte. Și dintr-o dată s-a făcut liniște și pace. Foarte interesant. Dacă intru în amănunte cu rugăciunea, nu numai că m-am rugat cu ei, soția și cu mine ne-am hotărât în fiecare dimineață să ne rugăm o oră în prima lună, 2 ore în a doua lună, 3 ore în a treia lună, 4 ore în a patra lună. Mă înțelegeți sau nu? 5 ore în a... Să continui sau ați înțeles? Și să mărim în fiecare lună cu o oră până răspunde Domnul și ne ajută să ajutăm biserica asta să crească și să câștigăm orașul, să salvăm orașul. Și am adăugat o oră în fiecare zi. Credeți că e ușor? În fiecare lună, nu în fiecare zi, scuzați. În fiecare lună, mersi că m-ați corectat. Nu numai că am început să ne rugăm soția cu mine pentru ei. Și cineva poate să zică, frate, ce te rugai în 4 ore, frate? Că numai dacă repeți aceleași cuvinte și Biblia spune să nu repetați, același lucru cum se roagă farisei, nu? Frații mei, rugăciunea, spune Spiritul Profetic, că trebuie să fie specifică. Nu zici, Doamne, fii cu săracii, ci zici, Doamne, vecina mea, Maria, și-a pierdut serviciu, am avut un caz de genul ăsta, iar bărbatul are cancer. Sau el a avut accident de mașină și ea și-a pierdut serviciu, sau cine știe. Și nu au din ce trăi, n-au mâncare și au 3 copii mici. Deci e specific, nu zici, Doamne, fii cu săracii, ci spui numele, spui situația, e specific. De exemplu, când copilul tău are un accident, tu nu zici, Doamne, fii cu copilul meu. Zici, Doamne, e în spital, adică e specific, mă înțelegeți? Ei, când te rogi generic, Doamne, fii cu biserica mea, în general, îți ia 3 secunde. Dar când te rogi specific, știți cât îți ia? Păi la 90 de membri, fiecare mamă, fiecare tată, fiecare copil pe nume, fiecare prezbiter, fiecare diacon, fiecare instructor de la școală de sabat, fiecare... Mă înțelegeți? Păi n-aveam timp să mă rog în fiecare zi mai mult de 20-30, că se ducea ora. Când te rogi pe nume, specific. Ca și cu păcatele. Nu spui, Doamne, iartă păcatele. Trebuie să mărturisești specific. Să zici, Doamne, uite, am făcut asta și asta. Altfel nu există iertare. Nu numai că ne rugam pentru ei, dar după vreo lună am luat telefonul și îi sunam și mă rugam cu ei. Mă rugam de la 5 la 6, să zicem, sau de la 4 la 5, că de la 5 la 6 eram cu prezbiterii. De la 4 la 5 mă rugam pentru ei. Și pe la 8-9 îi sunam. Sunam pe ăsta, vreau să fac o rugăciune cu tine. După aceea sunam pe ăla, după aceea sunam pe ăla și toată dimineața îmi petreceam la rugăciune, mă rugam cu membrii. Spune-mi familia ta, spune-mi copiii tăi, spune-mi ce probleme ai, ce probleme de sănătate, de servici. Și după ce îmi spunea, mă rugam pentru ca să-i ajute Domnul cu probleme respective. După ce te rogi așa pentru o biserică, 2-3 luni, în fiecare zi cu 4-5 familii, păi într-o lună, două îi termin și o iei de la capăt, nu-i așa? După ce te rogi așa cu ei, în fiecare zi dai telefon, în fiecare zi, marți, miercuri, joi, în fiecare zi, ce credeți că e ce biserica de tine? Când am ajuns acolo, mi-au zis așa, noi nu avem încredere în pastori. După 2 luni, îmi spuneau, noi n-am avut niciodată un pastor care se roage atât de mult. Tu cu adevărat ne iubești familia, ne iubești copiii, cu adevărat îți pasă. Tu ești un om al lui Dumnezeu. În tine avem încredere, de tine suntem dispuși să ascultăm. Spune, ce crezi tu că vrea Domnul să facem aici? Și am spus, cine sunt eu, Dumnezeu, să vă spun ce să faceți? Rugați-vă să vă spună Domnul ce să faceți, că dacă vă spun eu, n-ascultați. Dacă vă spune Domnul, precis ascultați. Nu le-am spus ce să facă. Dar mă rugam cu ei și prin rugăciune multă s-au înmuiat inimile. Și în loc să fie dușmani și totdeauna gata să respingă și să se contrazică, au început să fie maleabili, să fie blânzi, să fie răbdători, să se unească. Nu numai că mă rugam cu ei pentru ei, cu ei. Îi invitam și pe ei la rugăciune în fiecare dimineață și în fiecare vineri la adunare. Am început să predic despre rugăciune. Probabil că telefonul meu trebuie închis. Că dacă începe să sune acum, ea era deschis. Am început să predic despre rugăciune. Până la un moment dat, foarte interesant, că predicasem vreo 6 luni despre rugăciune și după ce predic vreo 6 luni despre rugăciune, în fiecare sâmbătă
Același subiect, numai că cu alte istorioare și alte versete. În fiecare sâmbătă despre rugăciune. După vreo 6 luni vine la mine o soră și zice: frate, în viața mea n-am auzit așa ceva. În mintea mea, soră, cred că de 6 luni tot asta auzi. Zice: frate, mi-a dat Domnul o idee. Zic: ok, ar trebui să începem să ne rugăm cu toată biserica. Zic: o idee bună, haide să ne rugăm. Gata, de aici înainte vin și eu. Că le trebuie oamenilor să iau o hotărâre. După aceea predici 6 luni despre misiune, ca în sfârșit să zică: ok, facem evangelizare. Deci, rugăciune, predicare. I-am luat la mine acasă și haideți să ne rugăm pentru planul lui Dumnezeu pentru orașul ăsta. Păi ce, frate, am încercat, acum înțelegem că Domnul ne-a trimis, că e lucrarea Domnului. Am încercat, nu merge, am încercat, am ținut, am plătit, nu a venit nimeni. Am avut evanghelizare 30 de zile. Deci după 5 zile am întrerupt, că în prima noapte n-a venit nimeni, a doua noapte n-a venit, după 5 zile să fim tot noi la adunare, n-are rost. Am oprit-o. Zic, păi hai să, poate că n-ați făcut bine. Păi nu, că am făcut evanghelizare, cum se face? 30 de zile cu vorbitor, cu diapozitive, cu... Poate că n-ați făcut bine, poate că trebuie făcut altfel. Că și eu am încercat. În primul an când mi-am făcut grădină, m-am dus să culeg roșii și nu era nimic acolo. Și pe aceea mi-am dat seama că nu plantasem roșii. Și anul viitor am plantat roșiile, dar am uitat să le ud. Și am uitat să zbur buruienile. Când m-am dus în grădină, erau buruienile mai mari decât mine și n-am mai găsit roșii. Că le înfundaseră buruienile. Ați văzut vreodată așa ceva în grădină? Buruienile mai mari decât plantele? Înțelegeți? Nu merge să faci evanghelizare, te duci și culegi suflete, dar tu n-ai plantat, n-ai udat, n-ai... Unul trebuie să planteze, unul trebuie să ude și Dumnezeu dă creșterea, așa e? Noi am vrea să culegem de unde n-am udat, n-am plantat, n-am smuls buruie, n-am... Mă înțelegeți ce facem noi? În alt an am cules roșiile și apoi am uitat să le fac bulion, că eram ocupat și când m-am dus erau toate stricate. Noi am vrea să botezăm oameni, dar să-i lăsăm în pace acolo să... Noi nu vrem să-i punem la conservă, nu vrem să... Mă înțelegeți? Nu faci, după ce se botează, uităm de ei. Și le-am spus, poate că Domnul are altă metodă cum se face evanghelizare, nu cum facem noi. Hai să ne rugăm să ne-a dat Domnul metoda, cum i-a dat lui Gedeon metoda, cum i-a dat lui Iosafat metoda, cum i-a dat lui... Mă înțelegeți? Să ne dea Domnul metoda. Că așa spune aici, că noi ne încredem prea mult în metodele și strategiile umane și prea puțin în planul lui Dumnezeu. Și zice că zice, mergeți înaintea lui Dumnezeu, renunțând la planurile personale, așa zice, și cerând planul lui. Cerând planul lui. De câte ori mergeți la comitet și ziceți, Doamne, noi nu avem niciun plan, dă-ne tu planul. Noi când zicem la comitet avem planuri și ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze planurile noastre, în loc să ne rugăm ca Domnul să ne dea planurile Lui. Mă înțelegeți? Le-am zis, hai să ne rugăm pentru planul Domnului. Și le-am spus așa, le predicasem deja vreun an despre asta și le-am zis așa, uite, când e planul de la om, are logică și e ușor de împlinit. Când e planul de la Domnul, n-are logică și e imposibil. E ceva așa, de necrezut. Auzi, planul de la Domnul. Bagă-te în Iordan de 7 ori și dispare lepra. Păi lepra nu se vindecă, frate, oricine știe treaba asta. Dacă îmi spunea, uite, a apărut medicamentul ăsta, se numește, l-au făcut în Germania sau în Japonia și dacă îl iei o lună, trece lepra. Poate că cred. Dacă îmi spui să mă bag în apă de 7 ori, nu face niciun sens. Au venit la mine, hai să ne rugăm. I-am trimis în pădure, s-au dus, s-au întors după 2 minute. Și că am venit cu planul de la Domnul. Ok, care e? Zice, primul zice, trebuie să vopsim pereții la biserică, că sunt pătați. Zic, ok, scrie pe hârtie, dă-l încoa. Mi-a dat hârtiuța. Al doilea, și că în parcare sunt crăpături, trebuie să turnăm asfalt nou. Ok, scrie pe hârtie, dă hârtia. Al treilea, trebuie să începem la 11:30 și să terminăm la 12, să facem adunarea mai scurtă, că e prea lungă. Scrie pe hârtie, dă-l încoa. După ce mi-au dat toți hârtiuțele, aveam focul aprins, am aruncat hârtiuțele în foc și a zis, acum aduceți-vă în pădure, asta a fost planul vostru, dați-mi planul de la Domnul. Păi frate, dar nu ne-a dat Domnul planul, pentru că nu v-ați rugat serios. S-au dus în pădure și s-au rugat oamenii. Erau după 1 an jumătate de predici despre rugăciune și evanghelizare și misiune și servire. S-au dus și s-au rugat. Eu nu m-am dus să mă rog, că eu eram pastor, nu aveam nevoie de rugăciune. Am rămas cu soția, s-au ajuns să pregătească mâncarea, ca Marta, știți? Prezbiterii s-au dus, s-au rugat în pădure, s-au întors după 2 ore și au zis, pastore, noi așa facem, ne ducem și nu ne întoarcem din pădure până nu ne dă Domnul planul. Dar asta era prima rugăciune sau se rugaseră deja de 2 luni în fiecare dimineață? Vă amintiți sau nu? Deja se rugaseră de 2 luni în fiecare dimineață. De la 6 la 7. Și după vreo 2 ore încep oamenii să întoarcă din pădure cu capul așa plecat, tăcuți. Și ce pastore, ne-am rugat cu inimă zdrobită. Doamne, în orașul ăsta noi n-avem nicio speranță. În orașul ăsta nu este nicio speranță. În orașul ăsta noi omenește n-avem niciun plan.
Am încercat, am făcut comitete, am făcut planuri, am cheltuit bani, am chemat vorbitori. Nimic n-a mers. Noi nu mai avem nicio metodă. De aceea spune Sorait că atunci când omul nu are nicio metodă, Dumnezeu mă are încă 1000. Dar eu cred că mă are încă 1000, nu 1000. Așa. Și s-au dus cu umilință, cu inima zdrobită. Doamne, noi nu mai avem nicio idee. Venim la tine în umilință, știm că trebuie să salvăm pe cei pierduți, știm că avem o misiune, că suntem chemați la misiune. Spune Sorait că rostul bisericii să fie organizate este să salveze pe cei pierduți. Și dacă biserica nu face misiune, ar trebui să fie închisă. Și a pierdut rostul de existență. Nu e așa, te duci la biserică, tu ai vacă, vaca de lapte, vaca bea laptele, gata. Nu te duci la biserică, ții programe, pleci acasă. Și rostul e să salvezi pe cei din jurul tău. Tu ești străjerul. Și tu trebuie să dai sunetul de trâmbiță. Și dacă oamenii ascultă sau nu, e treaba lor. Dacă tu nu dai sunetul de trâmbiță, sângele lor se cere din mâna ta. Tu ești responsabil pentru sufletele pierdute pentru care Iisus și-a dat viața. Doamne, noi știm că trebuie să facem lucrarea misionară, dar noi nu știm cum. Dă-ne tu planul și noi o să stăm în pădure. Le-am spus așa, nu vă întoarceți din pădure, nu mergeți acasă la noapte, nu dormiți, nu mergeți la servici mâine, stați în pădure și vă rugați până vă dă Domnul planul. Pastore, glumești? Nu glumesc. După vreo 2 ore au început să vină înapoi cu capul plecat, după ce s-au rugat cu milință și cu toată inima. Și au început să spună, pastore, tu ai spus că dacă planul e de la Domnul, trebuie să fie așa de mare că să fie pentru înțelepciunea omenească, să nu facă sens, să fie nebun, să nu facă nicio logică, să fie imposibil. Că Dumnezeu când spune, ce ia zidul, du-te cu Gedeon, armată, nu știu câte popoare unite vin împotriva lor și Gedeon se duce și Domnul zice, nu-i prea mult. Nu, până la urmă, cu câți oameni se duce? Cu 300. Nu, ăla nu-i plan bun. Ăla nu-i un plan bun. Când Dumnezeu lucrează, nu-i un plan bun pentru logica omenească. Au venit înapoi cu capetele plecate și zice, pastore, noi credem că ne-a impresionat Domnul pentru că este imposibil ce ne gândi, ce planurile care, după ce ne-a rugat. Zic, ok, vreau să aud. Și începe unul, zice, noi vrem biserica noastră, asta de 90 de membri, să influențăm tot globul. Vă dați seama? O biserică locală, câți oameni sunt aici în seara asta? 100, 150, nu știu. Nu am numărat. Să ziceți dumneavoastră aici, noi vrem nu să salvăm Viena, noi vrem să avem un impact mondial. E posibil? Noi vrem să influențăm tot globul pământesc. M-am uitat la ei în mintea mea, băi, ce ați pățit, ce ați băut? După aceea vine următorul, ce vrem să avem stație de radio a noastră. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în 2 limbi. Vine următorul, vrem să fim la televiziune cel puțin în fiecare zi, dacă nu mai mult, în săptămână. Băi, frate, mai vreți ceva? Vine următorul, vrem să facem, cum se zice când dai cărți, corportaj în fiecare an, în tot orașul, 300.000 de oameni, 320.000 sau 340.000 de locuitori în orașul ăla, vrem să facem corportaj în fiecare casă, în fiecare an. Cine face, măi? Cine se duce la 300.000 de... De unde cărți? De unde oameni? Noi nu avem decât 90 în biserică și numai 11 lucrează. Cine face? Următorul. Noi vrem... Au început cu planurile. Vrem să facem 12 seminarii pe an. Câte? 12. Următorul. Vrem să facem cel puțin o evanghelizare pe an. Următorul. Mi-am pus mâinile la cap. Băi, fraților, una din ele și e prea mult. Dar toate. N-avem oameni, n-avem bani. Și se uită la mine. Ce n-ai spus, matale? Că dacă ne rugăm și planul e de la Domnul, când Domnul dă planul, Domnul dă și resursele și binecuvântările și puterea și ajutorul, n-ai spus, matale, așa? Că prin credință. Ba da, așa am spus. Păi și acum? Noi ne-a rugat, Domnul ne-a dat planul? Zic, prea mult. E imposibil ce cereți voi. Deci, eu i-am încurajat să se roage și apoi eu i-am descurajat să facă ceva. M-ați înțeles? Au plecat oamenii descurajați acasă. Ziua următoare mă duc la întâlnirea diviziunii. Vorbeam pentru întâlnirea responsabililor cu rugăciunea pe toată diviziunea, în Carolina. O doamnă, Ruthie Jacobson, m-a chemat, era coordinatoarea cu rugăciunea și zice, Pavel, vreau să vorbești la toată diviziunea despre rugăciune. Am vorbit, am predicat frumos, nu știu ce. Și după aceea mă duc la camera de hotel. E ușor să predici. E mai ușor să trăiești. Mă duc la camera de hotel și când să mă rog, mă rog și mă rog și n-am pace. Și acum vă spun așa, mă fac vulnerabil, vă spun păcatul meu, nu vă spun succesul meu, vă spun păcatul meu. Mă rog și n-am pace și mă rog și n-am pace. Și Doamne, ce este că nu mi-am amintit să fi făcut ceva, n-am furat, n-am mințit, n-am... Nu puteam, n-aveam pace să fac rugăciunea, să mă duc la culcare. Și îmi pune Domnul în minte, tu te-ai rugat pentru oamenii ăștia câteva luni deja. Tu le-ai predicat la oamenii ăștia câteva luni. I-ai pus să se roage câteva luni. Deja trecuse un timp, nu mai știu cât fusesem în orașul ăla.
Oamenii ăștia au început să se roage cum nu s-au rugat niciodată în viața lor. S-au dedicat rugăciunii. Oamenii ăștia au venit la mine cu umilință. Le-am dat planul și tu, pastor, te-ai opus. Tu ești cel care te opui lucrării mele. Eu, înainte să mă rog, am vrut să-mi verific e-mail-ul, să văd dacă cineva mi-a trimis de la servici, de la familie. Am pus paharul de apă pe masă, am pus telefonul pe masă, când am deschis computerul așa, am lovit paharul de apă, s-a vărsat paharul de apă peste telefon, mi-a ars telefonul. Am încercat eu repede, pe vremea aia erau telefoane cu... Era prin 2010. Erau telefoane care puteai să scoți bateria, acum nu știu cum să scoți bateria din el. I-am scos repede bateria, am luat cu fionul de păr, l-am uscat, am pus bateria la loc, mort, n-a pornit. Am luat bateria, m-am dus la restaurant, am cerut o pungă de orez, ați auzit vreodată așa ceva? Am pus bateria într-o pungă de orez, căci că să tragă orezul apa din baterie. Am pus telefonul în punga cu orez, după o oră n-a mers. L-am pus pe calorifer, l-am lăsat vreo două ore, l-am pus în pungă, l-am pus din nou împreună bateria, n-a pornit. M-am rugat, Doamne, te rog frumos că am nevoie de telefon, cu credință frumos, am pus bateria, n-a pornit. Mort, am pierdut telefonul, nici nu pornea. Mă pun la rugăciune, mă rog și Domnul mă impresionează că am greșit. Și spun, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Eu sunt cel care n-am credință în tine. Eu n-am credință că e posibil ca lucrarea să se facă aici. Eu sunt cel care n-am credință că putem să avem televiziune. Eu mă gândesc la resursele umane. Cum să facem noi televiziune? N-avem bani, n-avem oameni. Și uit că tu ai putere și că nimic nu e imposibil la Dumnezeu. Și că dacă tu dai planul, tu dai binecuvântările. Pentru că zice că Dumnezeu este proprietarul a... Zice, cum zice? Zice... Exact. Al meu este argintul și aurul. Vă dați seama, Dumnezeu are tot aurul de pe glob. Le-am zis, Doamne, eu am uitat că tu ai resurse. Te rog să mă ierți. Și dacă tu mă ierți, eu fac două lucruri. Unu, mă duc în fața prezbiterilor și le cer iertare și în fața bisericii. Le spun, eu am greșit. Dar tu trebuie să repari greșeala mea. Tot ce m-am opus eu, tu trebuie să repari. După ce mi-am mărturisit păcatul, a început să sune telefonul stricat. Răspund la telefon și zice, sunt Jackie de la Charter. Cine Jackie? Cine Charter? Deci Cablu TV pe tot orașul. Deci eu sunt managerul de la Cablu TV. Zic, vă cunosc cumva? Ce noi nu mă cunoașteți. Dumneavoastră sunteți pastorul Goia? Da, eu sunt pastorul Goia. Deci noi zice, vrem să punem în oraș că sunt numai filme, numai emisiuni nenorocite și violență și crime. Și deci vrem să punem niște emisiuni bune, să ajutăm oamenii care sunt stresați cu emisiuni spirituale, cu predici bune. Și am ascultat la biserica cu tare. Deci ăștia vorbesc de bani, ăștia vorbesc de politică și la noastră am găsit predici spirituale, cum se roage oamenii, cum să... Și ce am vrea să le punem la televizor. Ce noi de obicei luăm între 8.000 și 12.000 pe oră. Depinde la ce oră din zi. Dacă e noapte, dacă e dimineață, dacă e seara, când sunt ore de vârf, între 8 și 12 pe oră. Dar vă dăm 5 ore pe săptămână pe degeaba. E bine așa? Le acceptați? Eu am zis da, în loc să fiu ca ăla. Doamne, mai vreau să mai trag o săgeată. Să fi zis nu, dăm 10 ore. Vă dăm 5 ore pe degeaba. Sunteți mulțumit? Ne dați voie să folosim preicile noastre? Zic da, că Magnică se răzgândește. Pe degeaba, da. Fără nicio omie, fără nimic. 5 ore pe degeaba, da, pe fiecare săptămână, da. De când? De aici înainte, facem contract. 5 ore pe degeaba, de aici, în fiecare săptămână. Zic, sigur. De aceea mi-a părut rău că nu m-am tocmit să fi zis, nu, noi vrem 10 ore. Nu, că nu putem decât 7. Ok, 7. Înțelegeți? Am primit 5 ore de televiziune pe degeaba, care urmăreau, am întrebat câți oameni urmăresc. M-am dus la ea peste vreo lună și zic, puteți să vedeți, a pus password-ul și ce, 110.000 de case, că nu știe câți oameni. Televizorul ne-a tăiat case. Zice, la ora asta sunt 110.000 de case care urmăresc programul nostru. Vă dați seama? 110.000 de case. Da, evangelizare, frate. Fără să te coste nimic. Adică dacă inviți 110.000 de oameni la adunare, crezi că vin să asculte predica? De uite, aștia ascultau de acasă. Închid telefonul și zic, Doamne, s-a reparat telefonul. Mă uit la telefon, telefonul era stins, mort. N-avea nimic pe ecran. Zic, cum de-a sunat? În timp ce mă uitam la el, începe să sune. Și ce sunt, nu vă spun numele, că ăsta e membru adventist și nu... În sfârșit. Și ce sunt fratele Cutare, din comunitatea Cutare, la 40 de maile mai la vest de biserica ta. Ce biserica noastră e foarte mică, la 21 de maile cu 40 de membri. Am confundat numerele. Deci la 21 de maile la vest, biserica noastră e foarte mică, n-are decât 40 de membri și zice, Dumnezeu mi-a pus în inimă să pornesc o stație de radio. Deci oamenii noștri nu suntem decât 40 de oameni și toți bătrâni, bolnavi. Și ce la voi ați început să vă rugați. Au început oamenii să lucreze, au început oamenii să vină dimineața. M-am gândit să vă donez vouă radio dacă voi vreți să puneți emisiunea. Ne-a dat stația de radio, cu echipamentul de radio, cu tot ce trebuie și o clădire.
omul ăsta are o fabrică, nu vreau să vă dau detalii, ne-a dat clădirea și a făcut contract să ne plătească curentul, căldura, tot, de aici până vine domnul. Zice, cât sunt eu în viață și copiii mei și cât firma mea există, de aici înainte noi plătim toate cheltuielile, voi să puneți numai programul. Zic, cât vreți să punem program? 24 de ore pe zi în două limbi. Închid telefonul, mă uit la telefon, nu mergea. Începe să sune telefonul. Zice, sunt Ed Reed de la conferință, responsabilul cu literatura. Și îl cunoșteam foarte bine de la întâlnire pastorale. Zice, frate Goia, ne-a mânit că biserica noastră a început să se roage, a început să lucreze spre o deosebire de ce făceau până acum și de celelalte biserici. Și noi vrem să învățăm copiii de la școala adventistă, de la liceu, cum să dea cărți prin oraș. Și ne-am gândit că punem noi cărțile, punem noi copiii, toți 400 de copii de la școala noastră, dacă noastră îi lăsați să vină în orașul nostru în fiecare an să dea cărți prin oraș. Pe un telefon stricat, în decurs de mai puțin de o oră, tot ce zisesem eu nu la prezbiteri, mă, oamenilor, e prea mult, n-avem bani, n-avem oameni, e prea mult, luați și voi un proiect, nu 10 proiecte. Tot ce le-am spus eu nu, pentru că eu nu m-am rugat și n-am avut încredere că Dumnezeu poate, Dumnezeu mi-a trimis pe un telefon stricat pe degeaba tot. M-am dus înapoi la biserică și le-am spus, uite, eu sunt de vină, v-am trimis să vă rugați, dar eu nu m-am rugat. Și uite, Dumnezeu a răspuns și uite, vă cer scuze, vă cer iertare. Mă gândeam că acum nu o să mai mă respecte niciunul, că vă dați seama că nu m-am rugat și că... Dar au venit la mine, m-au luat în brațe, frate, n-am avut niciodată un pastor să-și ceară iertare și să-și recunoască păcatul toți. Uite așa, merg că nu, stai că n-am greșit. Zice, vă iubim, de nu e adevărat. Zice, acum sunteți, zice, sunteți un pastor umil. Dar înseamnă, trebuie să vorbiți cu soția, să întrebați dacă sunt umil, ea știe mai bine. Am depus de radio. Am depus hârtile de aprobare la FCC, la Corporația de Guvern pentru Comunicații. Și ne-au răspuns guvernul că n-ai voie să depui decât toată la 10 ani. Și dacă ai fost respins, n-ai voie încă 10 ani. Deci ai depus și dacă nu ești aprobat, peste 10 ani ai voie să aplici din nou. Și că în orașul nostru nu sunt decât 4 frecvențe care sunt nefolosite. Și că au depus 16 instituții, au aplicat pentru astea 4. Deci sunt 16 care se bat cine să ia ăștia 4 frecvențe. Și că trebuie să ai 10 puncte ca să fie aprobat. Un punct să fie despre siguranța oamenilor când e tornadă, când e incendiu, când e așa. Să ai ceva la radio să poți să anunți oamenii. Un punct trebuie să fie despre sănătatea oamenilor, un punct trebuie să fie de... Și noi n-aveam decât 3 puncte din 10. Și alte instituții din cele 16 care se băteau, alte 4 instituții au fost aprobate și noi am fost respinși. Și am primit o scrisoare de la guvern, n-ați fost aprobați, de aceea nu mai puteți aplica pentru 10 ani. Vai de mine, ce s-au descurajat membrii din biserică, noi credeam că e de la Domnul și acum am fost refuzați și după lege, noi nu mai avem voie să aplicăm 10 ani. Deci, mă, fraților, unde ați văzut voi în Biblie, când Dumnezeu face o lucrare, că Satana te lasă în pace și se bucură? Când Dumnezeu a scos Israelul din Egipt, ce s-a întâmplat? A venit faraon după ei, cu armată. Când Dumnezeu începe să lucreze, nu merg treburile bine. Satana te urăște, te atacă, vrea să te distrugă. Când Dumnezeu începe să lucreze, să te aștept să fii lovit. Dar aia nu e motiv să te oprești, ci e un motiv să te rogi mai tare. Că dacă te rogi mai tare, seacă marea. Cu cât e atacul mai mare și e rugăciunea mai mare, cu atât ai minunea și intervenția mai mare. Și le-am spus, bă, nu vă descurajați, hai să ne rugăm. Nu, când e lege de stat, nimeni nu poate să facă nimic. Mai du-te. Dumnezeu e mai tare ca legea lor. Niciunul n-a mai venit la rugăciune, s-au descurajat. Am rămas eu cu unul David, un doctor. Numai noi doi ne mai rugăm. Am început să ne rugăm în iulie, când am primit răspunsul că nu suntem aprobați și nu s-a întâmplat nimic. Ne-am rugat în fiecare zi, la ora 6 dimineața la telefon, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, până de decembrie 10 sau 11. La începutul decembrie am primit o scrisoare de la guvern. Deci vrem să vă anunțăm că datorită unei greșeli de echipament, noi n-am văzut că sunt 5 frecvențe, am crezut că sunt numai 4. Dar de fapt au fost 5 frecvențe și mașinările noastre n-au văzut frecvența a 5-a. Și dacă s-a întâmplat ceva foarte ciudat, în luna august am primit o scrisoare de la guvern să ne retragem aplicația, că am fost refuzați, să ne retragem aplicația, să aplicăm din nou peste 10 ani. Și toți ceilalți 12 care au fost refuzați, că n-au câștigat decât 4, și-au retras aplicațiile. Și comitetul mi-a zis, retrageți pastore și matale aplicația. Și zic, nu, las-o acolo, că nu cere de mâncare. Las-o acolo. Și noi ne rugăm pentru aplicația aia, las-o acolo. Și n-am retras aplicația. Pe decembrie 10 sau 11 am primit scrisoare
Căci am descoperit că mașinile noastre n-au funcționat și a fost o frecvență a cincea de care noi n-am fost conștienți că există. Și dacă am fi știut de la început că sunt cinci frecvențe, business-ul cu tare ar fi câștigat, că ei aveau puncte mai multe ca voi. Dar pentru că toți și-au retras aplicațiile și numai dumneavoastră aveți aplicații aici, vă dăm dumneavoastră frecvența. A îngăduit Dumnezeu să-și retragă toți aplicațiile, să rămânem numai noi, că altfel nu o luau alții. M-am dus în fața bisericii și le-am citit scrisoarea de la guvern. Fraților, bucurie pe ei, au început să zică: Domnul să ne ierte că ne-am oprit din rugăciune, că n-am avut încredere în puterea lui Dumnezeu, ci ne-am gândit la puterea umană. Ce e logic, ce nu e logic. N-am înțeles că la Dumnezeu nu e nimic imposibil. Au început din nou să vină toată adunarea la rugăciune, dar acum deja nu mai aveam 90 în biserică, aveam vreo 150 de când ne rugam. Ne veneau la rugăciune 150 acum. Veneau la rugăciune și vizitatorii care nu erau adventiști deja. Noi nu mai avem timp în seara asta, trebuie să ne oprim. Ne-am rugat ca Domnul să ne dea planul cum să facem evanghelizare. Cum să facem evanghelizare? Că 30 de zile așa vedem că nu merge. Am încercat și nu merge. Ne-am rugat pentru asta un timp îndelungat. Nu o lună, nu două. Un timp îndelungat. Eram la Camp Meeting. Știți ce este Camp Meeting, nu? Odată pe an se întâlnesc toată conferința. Aici probabil că nu sunt mulți. Dar acolo în America fiecare conferință, mai mici sau mai mari, dar în conferința unde eram eu, erau vreo 12.000 de membri. Georgia are mai mulți. Adică conferința unde eram eu în Kentucky avea, să zic eu, vreo 45 de pastori. Georgia are peste 200-300 de pastori. În California sunt peste 400 de pastori într-o conferință. Sunt conferințe mai bogate, mai mari. Kentucky nu e mică cum e Montana, 15 pastori sau 12 sau 16, nu știu. E în mijloc, vreo 40 de pastori. Eram la Camp Meeting, toți membrii veneau, nu toți, foarte mulți membri veneau acolo, stăteau în corturi, în cabane și de dimineața până seara seminarii. Dimineața un seminar de sănătate, după aceea la 11 un seminar de a doua venire, după aceea la 2 un seminar de finanțe, după aceea la 4 un seminar de nu știu ce și seara o predică cu un vorbitor mai mare. Și oamenii mergeau de la un seminar la altul, se întâlneau, mai povesteau, copiii se jucau, în sfârșit. Eram la Camp Meeting și ziua lucram și noaptea mă rugam și seara și dimineața mă rugam pentru cum să facem evanghelizare să salvăm orașul nostru. Cum să salvăm orașul nostru, unde e foarte secular și foarte baptist. Cum să salvăm orașul nostru. Și după câteva timp de rugăciune, într-o noapte m-am trezit pe la ora 2 cu ceva idei în minte. M-am apucat să le scriu, pentru că dacă nu scrii, peste 20 mai am avut o idee, dar doar numai că nu mai amintesc ce este. Le-am scris frumos și pe aceea am zis, asta e imposibil. Adică asta cere atât de mult sacrificiu și atât de multă muncă, că nimeni nu o să o facă. Și am început să mă rog ca Dumnezeu să-mi dea confirmarea că planul e de la El și nu este imaginația umană. Nu este ideea umană. M-am rugat toată noaptea de seara, pe aceea m-am dormit rugându-mă, e păcat să adormi la rugăciune. Da sau nu? Păi vă dau răspunsul foarte ușor. Dacă ai fi în pielea lui Dumnezeu, dacă ai fi Dumnezeu și ai doi copii, unul nu se roagă deloc și altul se roagă până adorme, pe care îl preferi? Adică tu iubești pe amândoi, dar de care îți place mai mult? De ăla care nu se roagă deloc sau de ăla care se roagă până adorme? Îi iubești pe amândoi, dar cine face mai bine? Mă înțelegeți? Dacă ai un copil, ești om și ai un copil mic și vine să așează pe genunchiul tău și tu îi spui o poveste și adorme în timp ce îi povestești, îl iei la bătaie, băi, tu adormi în timp ce vorbesc sau îl pupi și îl pui în pat? Dumnezeu nu se supără, frate, când adormi în timp ce vorbeai cu el. Dumnezeu e rănit când nu vorbești cu el. Nu când vorbești cu el atât de mult ca adormi. Ce e ce, David? Zice, când mă duc la culcare, sunt cu tine. În straja nopții, când mă trezesc, ce e ce? Sunt tot cu tine. În ebraică, ce, tu ești tot lângă mine. Zice, dimineața, când mă trezesc, tu ești tot lângă mine. Așa spune. Adică Dumnezeu e acolo cu tine. Dumnezeu nu se depărtează de tine. Chiar dacă tu ai adormit. Am adormit și pe aceea m-am trezit cu ideile astea, le-am scris și apoi am început să mă rog pentru confirmare. Și m-am rugat toată noaptea, m-am rugat până la 7 dimineața. La 7 era breakfast, masa e sfântă, masa și sabatul, nu trebuie rupte. La 7 dimineața m-am oprit din rugăciune să mă duc la masă. Și când m-am oprit din rugăciune, sună telefonul. Era Dr. Schmidt din Andrews. Este directorul cu Institutului de Evanghelizare în Diviziunea Nord-Americană. Zice, Pavel? Zice, sunt Dr. Schmidt. Zic, oh, ce mai faci, bine, bine. Zice, Pavel, ți-amintești că câteva luni în urmă m-ai chemat să vin în biserica ta să vorbesc despre evanghelizare? Da. Zic, cum să uit, că te-am rugat și ai zis nu. Zic, să mă chem și tu pe mine să vorbesc de rugăciune, că și eu zic tot nu. Și zice, băi, n-am putut, că sunt programat pe 2 ani înainte, n-am putut să vin. Zic, ok,
și zice, uite, conferința Mountain View a schimbat programul și trebuia să fiu peste câteva săptămâni la ei, dar din greșeală m-au chemat într-o sâmbătă când dau și încheierea de an școlar. Și zice, am sâmbătă aia liberă, dacă vrei poți să vin la tine. Zic, ok, hai la mine. Zic, ce planuri ai? Și dânsul răspunde, zice, în Andrews ne-am rugat ca să ne dea Domnul înțelepciune cum să facem evangelizare mai complexă, mai bună. Și ce doi studenți din programul de doctorat au făcut niște sondaje și au încercat să trimită studii biblice în poștă și la 10.000 de studii biblice n-au avut decât 1-2. Au încercat să ducă să învețe pe oameni și n-au avut decât 1-2% în loc de la 10.000. Au încercat să facă așa și au avut 70 de botezuri. Au făcut sondaje și apoi au scris tot în lucrarea de doctorat. Și apoi au văzut, când faci studii biblice, așa trebuie făcute. Când faci evangelizare, așa trebuie făcute. Când faci... După ce au făcut mai multe încercări în mai multe feluri. Și ce noi am vrea să încercăm în biserica ta metodele astea care au avut succes. Să vedem cum merge. Când îi zic, spune metoda. Și am început să spună 8 puncte. Punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4. Când în momentul în care a început să spune cele 8 puncte, erau punctele care eu la 2 noaptea le-am scris pe hârtie. Și pe aceea m-am rugat, Doamne, dacă e de la tine, te rog să-mi dai confirmare că ăsta e planul de la tine. Și când m-a sunat Edge Mill la ora 7, mi-a spus punctele alea. Eu când l-am auzit, zic, wow! Zice, ce e? Ești ok? Zic, da, sunt ok. Zic, m-am rugat de câteva luni și Dumnezeu mi-a dat planul, l-am scris pe hârtie și m-am rugat pentru confirmare și tu ai sunat și mi-ai spus același plan. Zic, ai de la Domnul, hai că vin. A venit, între timp m-am dus la comitet. Și le zic, mă, oameni buni, ne-am rugat toți, Dumnezeu mi-a dat planul, ce spune-ne, nu vă spun. Spune-i planul, nu vă spun că dacă vă spun, nu-l faceți, că e greu. Zic, rugați-vă și voi să vă spună Domnul ce mi-a spus mie și atunci îl facem. I-am trimis acasă să roage și am sunat în fiecare zi. Vreau să vă rugați pentru planul de la Dumnezeu. Povestea e lungă, eu acum sar peste ea că e târziu. Probabil că ne oprim aici, că ăsta sunt de-abia la punctul 2 din 8, vă dați seama. Și mâine mai facem încă un punct 2 și ne oprim de tot. M-am dus la comitet și am rugat să se roage. I-am sunat în fiecare dimineață pe toți membrii din comitet să mă asigur că se roagă. După o lună de zile când ne-am întâlnit din nou la comitet, deja oamenii se învățaseră să se roage de luni de zile, că eram împreună și predicasem despre rugăciune. Și după o lună de zile, acum s-au rugat pentru cum să ține evangelizare, doi din ei au venit cu același plan, în cuvinte mai puține, fără detalii, fără explicații, aceeași idee. Și am început să facem treaba asta. Și dacă vă dau unul sau două puncte din plan. De exemplu, nu ții evangelizare fără să ții studii biblice înainte și fără să ataci orașul înainte. E ca și cum ai vrea să culegi roșii fără să fi pregătit grădina, fără să fi udat, fără să... Nu merge. De exemplu, cum am ținut studii biblice înainte? Vă dau un exemplu. Întâi am trimis invitații prin poștă. Nu la tot orașul, că erau 340.000 de oameni. Am trimis invitații la un zip, cum se zice, la un cod poștal. Orașul are 10 coduri poștale și în fiecare cod poștal sunt în jur de 10, 12, 14.000 de locuitori. Am trimis la un cod poștal, anul viitor la un cod, încât în 10 ani să evangelizăm tot orașul. Am trimis numai la un cod poștal. Asta înseamnă la vreo 10-12.000 de case. Mi-au spus membrii mei, nu o să răspunde nimeni. Nimeni nu o să vrea studii biblice. Culmea, când le-am trimis invitații că le oferim studii biblice acasă, nu i-am chemat la biserică, băi, veniți la biserică adventistă toți, că pe data cu tare avem evanghelizare. Când le-am zis, vrea cineva studii biblice acasă, vă dăm studii biblice pe degeaba. Dintr-un singur cod poștal au răspuns 276 de oameni. Ați auzit vreo biserică să aibă 276 de studii biblice? Noi am avut o medie de 250 pe an în fiecare an, timp de 7 ani, în fiecare an. Au răspuns 276 de oameni. După aceea, în loc să le trimitem studiile prin poștă, ne-am dus noi la ușă. Americanilor nu le place să le bați la ușă. Dacă le bați la ușă, ăștia cred că ești mormon. Numai mormon și martorii Iehova bat la ușă. Sau ăia care vin să vândă ceva. Băi, vreți să-ți locuim ferestrele? Americanilor nu le place treaba asta. Când am bătut la ușă, deschidea ușa cu un lănțișor acolo, atât de puțin, ce vrei, nu vreau să cumpăr nimic. Și uite mai, asta este scrisul tău de mână. Ai zis că vrei un studiu biblic pe degeaba? Ăsta e studiu biblic. Pa! Ca poștașul. Poștașul nu te convinge să citești poșta. Poștașul îți dă poșta dacă o citești bine, dacă nu treaba ta. Ăsta e studiu 1. Păi, cine sunteți dumneavoastră? Nu contează, n-am timp. Păi, avem întrebări? Nu știu să răspund. Fără nicio discuție.
Fără nicio discuție. Ne-a spus Edgmit, noi am făcut sondaj, când încep să discuți cu ei de doctrine, duminica viitoare când te duci nu te mai primesc. Nicio discuție. Dai și pleci. Foarte interesant reacția lor. Îmi pare rău, n-am timp. Păi că de ce nu le-ați trimis prin poștă? Foarte simplu. Primiți atâta junk mail, gunoi, reclame, că le aruncați la gunoi. Și noi vrem să ne asigurăm că nu confundați ăsta cu gunoiul. Vrem să ne asigurăm că dacă ai cerut un studiu biblic, primești un studiu biblic. Uite, ți-am adus cu mâna mea. Să ne asigurăm că l-ai primit. Domnul să te binecuvânteze. Pa. Păi stați să-mi ne explicați. Eu nu știu să explic, eu nu sunt pastor, eu sunt inginer, eu sunt asistentă medicală, ce erau. Studiu o să-ți explice, o să-ți răspund la întrebări. La revedere, m-am de dus încă 50 de studii, n-am timp de vorbă. Pa. Știți ce s-a întâmplat când am făcut treaba asta? Duminica viitoare când mă duc cu studiu 2 și ba la ușă, știe că nu sunt mormon, știe că nu sunt, că nu încerc să cumpăr nimic, știe că nu încerc să-l conving să se boteze, să vină la biserica mea, doar că îi aduc studiu. Au deschis oamenii ușa. Deschis ușa fără probleme. Hei, mi-a adus studiu 2, da. Poftim, mulțumesc, Domnul să te binecuvânteze. La revedere, mulțumesc foarte mult că îți ții din timpul tău, cu plăcere. Nu au mai fost fricoși. Duminica a treia când ne-am dus, am bătut la ușă și le-am oferit o rugăciune. V-am adus studiu 3 și vrem să ne rugăm pentru dumneavoastră. A, sigur, sigur. Pentru ce să ne rugăm? Păi omul când își deschide sufletul și spune problemele lui, uite, am divorțat, uite, copiii mei ia droguri, uite, am băiatul în pușcărie, uite, soția are diabet, eu am depresie. Când omul își deschide sufletul și spune problemele lui și tu l-asculți și apoi te rogi pentru el, dintr-o dată mesajul este că îți pasă de el. Că în societatea asta nimeni nu se roagă pentru tine, nimeni nu măcar ascultă să-i povestești problemele. În societatea asta nimeni nu are timp să te asculte. Nimănui nu-i pasă, fiecare e pentru el. Când îți iei timp să-i asculți, să te rogi pentru ei, dintr-o dată mesajul e că noi, că suntem copii al lui Dumnezeu și că ne pasă de ei. Ne spunea cineva, ce măi, la mine nu vine nici pastorul, nici vecinii, nici rudele, nici familia să roage pentru mine, numai voi veniți să vă rugați pentru mine. Săptămâna a patra, când deschide ușa, aș vrea să intru și eu înăuntru, să ne rugăm înăuntru, că aici la ușă ne văd vecini. Ținta era să intri în casă. Păi e casa murdară? Lasă-mă, frate, că și la mine e casa murdară. Dacă ai vedea cum e la mine în office, e ca la Hiroshima. Hârtii peste hârtii și că a dat bomba. Lasă-mă, stai liniștit. Ok, hai înăuntru. Uite, asta e studiu biblic. Le duceam studii biblice scrise și DVD. Scrise și video. De ce? George Barna a făcut un survey cu peste 5.000 de americani. Și în America, din momentul în care termină școala până în momentul în care mor, 72% din populație nu mai citesc o carte. Niciodată. De la școală până la moarte nu mai citesc o carte. În schimb își petrec o medie, spune sondajul, de 9 ore pe zi în 3 locuri. Telefon celular, internet și televizor. În medie. Mai mulți, mai mulți, unii mai puțin. Dar media e 9 ore pe zi petrecute cu telefonul, internetul și televizorul. În schimb, o carte nu mai citesc. Și atunci, în loc să le dăm o carte, le-am dat un DVD să urmărească. Că dacă nu citesc, măcar le dai aici la televizor, se uită, nu? Am intrat înăuntru în casă, zic, ok, ăsta este studiul biblic, ăsta e lecția și ăsta e DVD-ul. Zice, ok, învață-mă. Edgmin ne pregătise, nu ca-și gură. Nu înveți. Spui, nu, urmărește DVD-ul, îl urmăresc și eu cu tine. Îl urmărim împreună. De ce? Când îi spui tu de sabat, se contrazice cu tine. De eu n-am văzut niciun om normal să se contrazică cu televizorul. Niciodată. Când îi spui tu de starea omului în moarte, când îi spui tu de mâncare, nu e așa, stai să spun eu. Dar când tu taci și televizorul îi spune, oamenii sunt hipnotizați de televizor, sunt manipulați de televizor, sunt media le sucește mințile. Oamenii sunt influențați de televiziune și programe bune și programe proaste și n-au putere să apese pe buton să-l oprească. Se uită acolo și îi spune de sabat, îi spune de starea omului în moarte și ascultă. Nu se contrazice, nu se supără, nu nimic. Lasă-mă, frate, spune televizorul. Le-am dat studiile, la sfârșit o rugăciune, la revedere. Duminica viitoare, studiu, urmărim împreună, rugăciune, la revedere. De fiecare dată ne rugăm pentru ei și îi spunem să ne spună pentru ce să ne rugăm. După 5-6 săptămâni ne spuneau oamenii ce vă apreciem atât de mult că nu încercați să ne convinge, să ne manipulați, să veni la biserica voastră, ne respectați libertatea și lăsați să învățăm de la televizor. Ia. Trebuie să ne oprim în seara asta. A auzit cineva experiența, era o doamnă, nu vă spun numele ei, neadventistă, a venit într-o sâmbătă la adunare și a intrat așa la când eram, începusem predica.
Se dusese școala de sabat, se dusese colecta, istorioara copiilor, cântarea, rugăciunea, a început să predica. Și intră în spate și avea părul așa, în rest tăiat, și avea părul vopsit cu albastru, cu violet și ceva verde în spate, ciudat, ziceai că e curcubeu, știu eu. Și avea inele aici în sprânceană, avea inele în ochi, avea inele în nas, avea inele în buza de sus, în buza de jos, avea inele peste tot, toată urechea și unul mare de tot aici în lobul urechii, mare așa, deci puteai să tragi cu praștia prin el. Avea pantalonii căzuți prea mult, ca să nu mai zic cât de mult, avea un lanț aici negru. Când a intrat în biserică, am crezut că ne trebuie ustroi. A intrat în biserică, s-a așezat în spate și când am terminat predica și am zis amin, n-a stat pentru cântare, pentru rugăciune, s-a ridicat și a plecat. Știți de ce fac așa? Vor să-i lași în pace, nu vor să stea de vorbă. Vine ultimul și pleacă primul. Dar noi luasem o hotărâre cu biserica, că nu intră nimeni în biserica noastră fără să ne rugăm. Și toți care veneau, vedeai membrii pe hol cum se rugau cu ei. Cum venea un vizitator și aveam o medie de 50 de vizitatori după un an de rugăciune, aveam cam în medie de 50 de vizitatori în fiecare sâmbătă. A crescut biserica de la 90 la 350. Nu s-a rugat nimeni cu ea, că sfinții trebuia să cânte cumbaia. Toți erau ocupați, nu cumva să piardă cântarea sfântă. Nu s-a rugat nimeni cu ea. Eu am ieșit de la ambon, am luat-o repede pe hol, m-am dus după ea. Or fi crezut frații că mă duc la toaletă, că în sfârșit, că m-am dus repede, am luat-o la fugă. Și ea mă vede, fuge la mașină, eu fug după ea. Deschide ușa și o pun mâna și închid ușa. Și zice, I don't want to talk. Nu vreau să vorbesc. Zic, ok, las că vorbesc eu. Ține gura închisă dacă nu vrei să vorbești. Zice, nu vreau să ascult nici predică, te-am ascultat. Zic, ok, vreau să mă rog. Nu, eu nu cred în Dumnezeu. Ce faci când spune că nu crede în Dumnezeu? Că Iisus nu încerca să-i convingă. Iisus le punea o întrebare. În loc să le răspundă, le punea o întrebare să-și răspundă singuri la problema lor. În loc să mă contrazic cu ea, te rog frumos, trebuie să crezi în Dumnezeu, te rog frumos, te rog. I-am zis, zic, cred că ai băut. Zice, nu, n-am băut. Zic, ba da, ai băut. Nu, n-am băut, ba da, ai băut. Nu, n-am băut, ba da, ai băut. N-am băut, mă, omule, ba da, ai băut. De ce spui că am băut? Păi să spun de ce spun că ai băut. Tu spui că nu crezi în Dumnezeu, dar ai venit la biserică. Ești băută? Ce cauți aici? Ai greșit adresa? Dacă nu crezi în Dumnezeu, du-te la movie, du-te la film, du-te acasă, du-te la restaurant, ce cauți la biserică? Dacă vii la biserică, înseamnă că crezi în Dumnezeu, ori ești băută. Ce, m-ai prins. Ia, cred în Dumnezeu, dar nu cred în rugăciune. Zic, ok, deci crezi în Dumnezeu, da, dar nu cred în rugăciune. În loc să-i spun, te rog frumos, crezi, zic, știu de ce. De ce? Ai ochii albaștri. S-a uitat la mine, ce ai zis? Dumnezeu urăște oamenii cu ochii albaștri. Zic, la mine, cu ochii căprui, când mă rog, fai de mine, răspunde la orice rugăciune. De la tine cu ochii albaștri, mai bine să nu te rogi, că Dumnezeu nu poate nici să te vadă în fața ochilor. Și băi, zice, pastore, matale, zice, ești primul pastor nebun care l-am văzut. Zice, you are a crazy pastor. Zice, tu ești un pastor nebun. Zice, Dumnezeu iubește pe toți și le răspunde la toți la rugăciuni, indiferent de culoarea ochilor. Zic, aha, te-am prins. Zic, înainte ai spus că nu crezi în rugăciune și acum am spus că Dumnezeu răspunde indiferent de culoarea ochilor și că răspunde la toți. Hotărăște-te, răspunde sau nu răspunde? Ce iar m-ai prins. Și am spus, sora mea, uite care e treaba. Crezi sau nu crezi în rugăciune? Ce eu teoretic cred și în Dumnezeu și în rugăciune, dar practic sunt descurajată că mie nu mi-a răspuns. Teoretic cred, practic nu merge. Zic, ok, acum vorbim sincer. Până acum ne-am păcălit unul pe altul. Spune-mi care e treaba. Zice, păi sunt în droguri de 16 ani. Și-a ridicat mâneca și mi-a arătat înțepături. Zice, la fiecare două ore îmi fac injecții cu droguri în venă și dacă nu încep să tremur. Și sunt dependentă de droguri. Sunt addicted, cum se zice? Dependentă. Și zice, m-am rugat plângând. Doamne, sunt o drogată, te rog. Nimic. Am fost la pușcărie. Am fost la reabilitare, am fost la spital, am încercat de toate. Domnul nu răspunde. Și a zis, mă, femeie, vrei să scapi de droguri? Da, ești sigură că vrei, cu toată inima, da. Ok, azi scapi de droguri. De aici înainte, Domnul o să-ți dea biruință. Cum? Zic, foarte simplu, două lucruri. Primul, cum te rogi? Spune-mi cum te rogi. Păi să spun. Și a început o rugăciune, cum e înger, îngerașul meu, știți? Numai că era în engleză. Zice, rugăciunea asta m-a învățat mama când aveam 3 ani. E cea mai frumoasă rugăciune, asta mă rog totdeauna. Băi, femeie, zic, altă rugăciune mai știi?
Deci, păi zic, Doamne, sunt o drogată, dă-mi biruință peste droguri, Doamne, sunt o drogată, te rog, îmi pare rău, iau droguri, te rog, dă-mi biruință. Zic, numai asta spui, da, asta spun. Zic, păi, tu după ce îți mărturisești păcatul, spune Biblia că Dumnezeu te iartă. Dacă ne mărturim păcatele, Dumnezeu e credincios și drept să ne ierte și să ne curățească, nu? De câte? De toate! În momentul în care ți-ai mărturisit, ce s-a întâmplat? Ești iertat. Păi dacă tot te rogi de iertare, înseamnă că tu nu ai încredere că ești iertat. Dacă te-ai rugat de 100 de ori pentru iertarea acelui și păcat, tu te-ai rugat de 99 de ori prea mult. Că după prima ai fost iertat. A doua nu mai trebuie să fie despre păcat. Trebuie să fie, Doamne, ajută-mă să mă rog, altceva. Că ăsta s-a rezolvat. E ca și cum vin la doctor, dă-mi medicamente de stomac. Îmi dă medicamente, zic, mai dăm altele, că ăstea nu-s bune. Păi da, ți-am dat odată. Dacă tu crezi că Dumnezeu nu minte și când tu ți-ai mărturisit, El te-a iertat, gata, păcatul ăsta e pe fundul oceanului. Mută-te la subiectul următor. Și zic, mă, femeie, în loc să stai cu ochii pe păcat și în mintea ta numai păcatul și droguri, și Doamne, droguri, Doamne, droguri, după ce ți-ai mărturisit, Doamne, îți mulțumesc, așa spune Soraica, că după ce ne mărturisim, să avem încredere că am fost iertați, să-L lăudăm și apoi să ne focalizăm pe El, să nu ne mai ținem mintea pe probleme, să ne punem ochii pe Hristos, uite ce în urma mea și mă arunc spre ținta. Și ochii unde sunt? Pe căpetenia? Nu sunt pe păcat. Petru, când a ținut ochii pe apă, ce s-a întâmplat? Nu-mi pun ochii, frate, pe probleme, pe păcat, că astea mă duc în depresie și în descurajare și numai asta am în minte. Îmi pun ochii pe Hristos. Zic, tu ce ții? Tu rugăciune numai asta, zici, drogul, drogul. Păi ce ți-a Dumnezeu te-a iertat? Pune soro ochii pe Hristos. Uite-te la crucea Lui. Spune soro, ar fi bine pentru noi în fiecare zi să ne ocupăm mintea cel puțin o oră cu ultima săptămână din viața Lui Hristos. Vă amintiți paragraful? Să ne gândim la sacrificiul Lui, la iubirea Lui, la făgăduințele Lui, la puterea Lui, la... Puneți-mă ochii pe Dumnezeu, men. Nu pe păcat și pe probleme și pe tine. Și zic, a doua chestie, asta e una, cum te rogi. A doua, spune așa în spirit profetic, nu i-am spus ei că sora o ai, că nu știa cine e aia. I-am spus, spune așa într-o carte inspirată, i-am spus, că Dumnezeu nu are nevoie de noi, dar ne-a chemat la servire, că cu cât lucrăm mai mult cu alții, creștem noi, devenim noi mai tari. Eu oamenii care îi botezam, îi puneam să dea un studiu biblic la alții. Și după ce îi învățau pe alții, credeau ei mai bine. În loc să îi învăț eu, îi puneam pe ei să îi învețe pe alții. Uite, măi, cu cât lucrezi cu alții, cu atât crești tu. Cu cât îi servești pe alții, cu atât tu devii mai mult ca Hristos. Zic, vreau să dai un studiu biblic. Zic, păi eu nu știu cum să-i învăț. Păi nu trebuie să-i înveți. Uite, prima dată bazi la ușă, dai și pleci. A doua oară bazi la ușă, dai și pleci. A treia oară bazi la ușă și te rogi cu ei. A patra oară intri în casă și urmărești cu ei și i-am învățat eu cum să facă. Zic, a, nu trebuie să-i învăț. Nu, sigura închisă. O, și dacă mă rog așa și încep să dau studii biblice la alții, scap de droguri? Da. Să știi că dacă nu scap de droguri, nu mai dau studii biblice. Ok. Nici o problemă. Și nu mai vin la biserica ta. Și asta e ok. N-am nevoie să vii dacă iei droguri. Îi înveți pe tineri să ia droguri. Las. A luat studiu biblic, a luat adresa, a plecat. Era 12:30. Sâmbătă la prânz. Mă sună peste 15 minute. Nu mai vin în veci la adunarea voastră. Nu mai vreau să aud de voi. Nu mai cred în Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu nu mă crede vrednică să dau un studiu biblic pentru că sunt o drogată. Zic, ce s-a întâmplat? Păi e un apartament și trebuie să sun ca cineva să deschide ușa dinăuntru și am sunat și nu e nimeni acasă. Zic, te-ai rugat să deschidă Domnul ușa? Nu m-am gândit. Zic, roagă-te. Bine. Închide telefonul și țărât sună telefonul. Am crezut că e soția altcineva. Zice, m-am rugat. Și nu s-a deschis ușa. Zic, mă, femeie, numai ce am închis telefonul. Când ai avut timp să te rogi? Păi ce, dar cât vrei să mă rog? Zic, până îți deschide ușa. Zice, cam cât? 5 minute? Zic, nu. Până se deschide ușa. Păi zice, 10 minute. Zic, soră, matale nu știi engleză. Vrei să spun pe română, poate? Zice, nu, eu nu știu română. Ok, atunci spun pe engleză. Până se deschide ușa. Și dacă nu se deschide, continui să te rogi. Cât? Până se deschide. Păi dacă nu se deschide. Păi să-ți explic. Stai în mașină până vine seara, nu te duci acasă, dormi în mașină și te rogi, dimineața nu te duci la servici, dormi în mașină, te pensionezi în mașină și mori în mașină. Și spui așa, Doamne, nu mă mișc de aici, mă prind de tine și ori îmi deschizi ușa, ori mă omori. Dar eu de aici nu mă mișc. Zice, nu pot să mă rog așa de serios. Păi asta e problema. Că noi nu luăm rugăciunea în serios. Noi credem că putem în puterea noastră și nu înțelegem cât de disperați suntem fără puterea lui Dumnezeu. Cât de neputincioși suntem în fața lui Satana. Nu înțelegem că suntem, zice, separați de mine, puteți face cât? Zero! Nimic! Zero! Nimic! 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 Nici cel mai mic lucru. Și am zis, mă, femeie, dacă nu te rogi serios, niciodată nu o să scapi de droguri. Zic, stai în mașină și te prinzi de Dumnezeu și nu îi dai drumul. Zic, nu știu dacă pot să fiu așa de serioasă în rugăciune. Zic, aia e problema.
Și zic, atunci du-te înapoi la droguri. Și păi nu vreau. Păi roagă-te. Prea mult. Păi ce vrei? Că nu se poate la mijloc. Zic, uite, facem un legământ amândoi. Cât stai tu în mașină și te rogi, atâta stau eu în office. Nu mă duc acasă, nu mănânc, nu mă culc, nu mă duc la familia mea. Dacă tu te rogi 5 zile, eu mă rog 5 zile. Cât te rogi tu, atâta mă rog eu. Stau în office, mă încui în office și mă rog pentru tine, ca Domnul să-ți deschide ușa, ca tu să dai un studiu biblic unui om, să salvezi un om, să aduci un om la Domnul. Și ce te rogi tu pentru mine cât mă rog eu? Da, zice, gata, începem. Am închis telefonul, era 12:30, 12:35, pe acolo, până la 12:40. La 5:30 m-a sunat, plângea. Pastore, nu o să crezi. Zic, fără introducție, mi-e foame, spune ce s-a întâmplat. Zice, să vezi ce s-a... Spune direct ce s-a întâmplat, treci la subiect. Zice, m-am rugat și am spus o rugăciune frumoasă, frumoasă, și Domnul n-a răspuns. Și zice, până la urmă, am zis, Doamne, știu că sunt o păcătoasă și că nu merit. Zice, mi-am deschis inima și ce am spus Domnului, ce am avut pe suflet. Zic, de-abia atunci ai început să te rogi. Rugăciune frumoasă, alegem cuvinte frumoase. Unii scriu rugăciune, ați auzit de așa ceva? Da, să-L impresioneze pe Domnul. Singura modalitate să-L impresioneze pe Domnul este o inimă zdrobită. Și ce mi-a deschis inima și ce... Zic, atunci ai început să te rogi, pentru că rugăciunea este deschiderea de inimă lui Dumnezeu ca unui prieten. Așa spune Calea către Hristos. Vă amintiți? Și zice, am început să mă rog, zice, Doamne, știu că nu merit, dar te rog, deschide ușa, că nu o să mă mișc de aici până nu deschid ușa. Și ce eram cu ochii deschiși, nu ne-am mai ținut închiși și, Doamne, te rog, știu că nu merit, te rog, nu plec de aici. Și s-a deschis ușa la apartament, a ieșit un African-American, un negru, zice, solid, mare de tot, zice, înalt, zice, cu spate mare, cu păr lung, așa, ponytail, cu zic americanii, păr lung, cu geacă din aia de piele și cu cap de scheleton de mort, din aia cu motocicletele, știți? Aoleu. Și zice... Deci a deschis, era cu gunoiul, se ducea la coșul cu coșul de gunoi la containerul, la cutia mare de gunoi. Și ce m-am oprit din rugăciune, am fugit la el și zic, pot să intru și eu? Dacă tu ai deschis ușa. Și că unde te duci? La apartamentul 14. De ce? Să le dau un studiu biblic. De ce nu sunt la ușă? Păi nu e nimeni acasă, am sunat. Atunci nu-ți dau voie. Și hai, te rog, nu-ți dau voie. Hai că bag studiu sub ușă, nu-ți dau voie. Și după aceea se uită la ea și zice, sunt supărat pe tine. Și aici, de ce? Că vreau să intru? Nu. Și eu am trimis o scrisoare să-mi trimită și mie un studiu biblic și nu a venit nimeni. Și a zice, păi mie nu-mi pasă dacă ți-l dau ție sau la aia de la apartamentul 14. Gata, ia-l! Și zice, hai înăuntru să mă înveți cum să studiez. No, mi-a spus pastorul că prima dată să nu intru. Zice, păi eu în viața mea n-am avut o Biblie, în viața mea n-am studiat, hai înăuntru! Ai oferit să-mi dai un studiu biblic? Dă-mi un studiu biblic, învață-mă cum să studiez Biblia, că eu în viața mea n-am avut. Nu intru. Hai mă înăuntru, mă femeie, învață-mă cum să studiez. Zice, pastore, am intrat înăuntru. Deci așează-te, m-am așezat, s-a ridicat în picioare și a plecat. Și zic, cum a plecat? Și a plecat din apartament, a plecat de acasă. Și ce, am rămas singură în apartamentul lui. Am stat vreo 5 minute, am vrut să plec, vine înapoi cu încă 11. Vă dați seama. Deci când i-am văzut pe toți mari, cu geacă de piele, cu ponytail, toți gang, cum se zice, gang de motocicliști. Bandă de motocicliști. Când i-am văzut, am început să mă rog pentru protecție. Doamne, protejează-mă de la ăștia. Și ce, el era șeful benzii, șeful gangului. Și l-a zis, ce? Brothers? Și toți l-au ascultat că el era șeful. Zice, de 40 de ani luăm droguri. Săptămâna trecută la restaurant am discutat. Și am zis că drogurile o să ne omoare. Și prima dată în viața mea m-am rugat. Eu nu m-am rugat niciodată înainte. Le spunea șeful benzii. Și ce am zis așa, dacă există un Dumnezeu undeva și mă auzi, te rog frumos să trimiți un înger să ne învețe cum să scăpăm de droguri. Domnul a trimis un înger, stai jos și ascultați de ea. Și zice, pastore, am început să plâng și le-am spus, Domnul nu v-a trimis un înger, v-a trimis un drogat să vă învețe pe voi cum să scăpați de droguri. Ce, și eu sunt în droguri de 16 ani. Și ce mi-a spus pastorul, că nu mă rog bine. Și că uite, așa trebuie să mă rog. După ce îmi mărturisesc păcatele, trebuie să-mi pun ochii pe Hristos și să-mi umplu mintea cu Hristos, nu cu droguri și cu probleme, să nu mai mă uit la mine. Să-mi umplu mintea cu rugăciune, tot ce am explicat eu, cu studiu, cu făgăduințe, cu crucea lui, să-mi țin ochii pe Hristos, nu pe păcat, nu pe probleme, nu pe mine, nu ca Israelul care s-a uitat, ci că sunt pereți mari, sunt uriași, o să ne mănânce ăștia, suntem ca lăcustele. Ei au dat un raport rău, cele două iscoade ce au zis? Domnul e cu noi, Domnul a secat marea, Domnul poate să ne dea Ierihonul. Aia care și-au pus ochii pe probleme, au pierit. Aștia care și-au pus ochii pe Hristos, au scăpat.
ce mi-a spus pastorul, că după ce mărturisesc, uite așa trebuie să vă rugați și voi. Și ăsta e punctul 1. Dar punctul 2, mi-a spus pastorul că dacă îi ajut pe alții să-L cunoască pe Dumnezeu, cu cât îi lucrez cu alții, cu atâta cresc eu. Deci voi, dacă vreți să fiți salvați și să scăpați de droguri, trebuie să dați un studiu biblic cuiva. Fiecare din voi trebuie să dea un studiu biblic cuiva. Trebuie să salvați pe cineva, să vă rugați pentru cineva, să-i învățați, să aduceți la adunare pe cineva. Trebuie să lucrați cu cineva, că cu cât serviți altora, cu atât creșteți voi. Și ăștia, păi noi nu știm să studiem. E ușor. Prima săptămână, bază la ușă, dar nu intri. A doua, a început să le explice. Zice, păi da, dar nu știm să învățăm. Nu trebuie să înveți. Uite DVD-ul. Păi nu avem DVD-uri. Are pastorul câteva mii de copii. Nicio problemă. Zice, păi ce e pe DVD? Nu știu, că nici eu nu l-am urmărit. Hai să-l urmărim împreună. Zice, pastore, după o jumătate de oră, toți 12 erau impresionați, aveau lacrimi în ochi și au zis, în viața noastră n-am auzit ceva așa de bun. Și zice, pastore, vreau să spun ceva. E ora 5:30, mi-am făcut droguri la 9:30 azi dimineață și e 5:30 și nu tremur și n-am nicio nevoie de droguri. Și a zis, măi femeie, cât timp îți ții mintea pe Hristos și cât timp ți-e inima plină cu Hristos, satana n-are niciun acces. Când Hristos e în tine, satana fuge. În momentul în care te separi de Hristos, atunci ești expus. Cât ai coiful și, mă înțelegeți? Și armura lui Hristos pe tine, cât ai prezența lui Hristos în tine, satana fuge cu toată armata lui. Când tu te separi, atunci când e singur te atacă. Tu cât ai fost ocupată cu rugăciune, cu studii biblice, cât ai fost ocupată să-i servești lui, satana n-a avut acces. Rămâi legată de el, cum e vița cu lădițele. Și satana nu o să mai aibă puterea asupra ta. Sâmbăta viitoare a venit la adunare. Eu nu i-am spus nimic. Nu mai avea inele prin nas, le dăduse toate jos, fără să-i spună nimeni. Părul era tot așa aiurea, dar nu mai era vopsit, culoare normală. A venit la mine și zice, ochii sunt tot albaștri, dar restul e schimbat. M-a luat în brațe, a început să plângă. Și zice, mi-a scăpat viața. Zice, Dumnezeu mi-a schimbat viața. Zic, Doamne, să fie lăudat. Asta e lucrarea lui Dumnezeu, să salveze suflete pierdute. Zic, niciunul nu-i prea departe. Dumnezeu l-a salvat pe tâlharul de pe cruce. Dumnezeu a salvat-o pe femeia de la fântână, vă amintiți? În Samaria. Dumnezeu a salvat-o pe Maria. Dumnezeu a salvat-o pe Rahav. Dumnezeu poate salveze pe oricine. Când îți pui ochii pe el, nimic nu e imposibil. Poate salveze pe ultimul. Pe Pavel, un persecutat creștin. L-a făcut apostol. Nu e nimic prea greu pentru Dumnezeu. De-aia a murit pe cruce. Nu ca să ne pierdă, ci să ne mântuiască. În fiecare sâmbătă a venit la adunare, de atunci s-a botezat tot. Aduceau oameni la adunare și spunea, zice, cea mai mare fericire să știu că o să fie asta în cer din cauza mea. Zice, cea mai mare fericire a vieții mele. Mi-a spus atunci, mi-amintesc, la ora 5:30 când m-a sunat înapoi, zice, e cea mai frumoasă zi, am vrut să mă omor, zice, asta e cea mai frumoasă zi din viața mea. E prima zi în care sunt fericită. Frații mei, Dumnezeu poate să lucreze în orice oraș. Nu contează că e Frankfurt sau Tokyo sau Paris. Nu contează că e Viena. Dumnezeu e Dumnezeu. Noi ne uităm la noi și zicem, e imposibil. Nu e nimic imposibil la Dumnezeu. Problema e că noi nu ne ținem serios de rugăciune. Problema e că noi nu suntem gata să consacrăm tot. Dacă spune cineva, hai la adunare să ne rugăm și noi 40 de zile. Și frate, 40 de zile în fiecare lună la ora 5, cam a. Noi nu suntem consacrați, nu suntem gata, sacrificăm totul. Noi spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar noi ne iubim pe noi și viața și confortul și nevoile și serviciu și casa noastră mai mult. Și unde este comoara, acolo e inima. Și un lucru care nu ești dispus să-l sacrifici, orice, nu contează că ești tu sau copilul tău sau serviciul tău, orice nu ești dispus să sacrifici, ăla e Dumnezeul tău. Că dacă Dumnezeul tău e mai mare, atunci toate celelalte sunt considerate ce? Gunoi! Toate celelalte. Nu spui, băi, frate, dacă mă pune în pușcărie. Nu contează, pentru Domnul merg la moarte, nu numai în pușcărie. Dacă îmi pierd serviciu, nu contează, vine Domnul, ce nevoie am? Eu nu zic să vă lăsați serviciile, ci să pui pe Dumnezeu deasupra. În momentul în care noi ne consacrăm lui Dumnezeu fără rezervă, noi ne temem, ce se întâmplă cu serviciul meu, ce se întâmplă cu viața mea? În momentul în care ne consacrăm, Dumnezeu îți promite, fără să mintă, căutați mai întâi. Și ce se întâmplă cu toate celelalte? Câte din celelalte? Toate. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu a grijă de Israel în pustie. Imaginați-vă, eu am fost acolo. Nu e, frate, pâine, nu e apă, nu sunt flori, nu e nimic. Pământ, adică nisip și pietre. La o populație atât de mare le-a dat zilnic apă și mâncare, frate. Dumnezeu are putere. Poate să plouă cu mâncare. Este așa sau nu este așa? Dacă îl pui primul, Dumnezeu are grijă de tine.
Va purta de grijă. Dumnezeu poartă de grijă la flori, la păsări. Dumnezeu va purta de grijă de servici, de sănătate, de familie. Și așa vine Domnul în curând. O să le ardă focul toate. Nu le luăm la cer. Dacă nu renunțăm azi, când, frate? Mâine? Peste o lună? Peste un an? Dacă nu renunțăm azi, nu renunțăm nici mâine, nici poimine, nici săptămâna viitoare. Nu renunțăm niciodată. E timpul să luăm credința în serios. E timpul, nu dumneavoastră, eu și fiecare în parte, tu, e timpul să luăm pe Dumnezeu în serios. Acum, eu nu pot să mă schimb pe mine. Am încercat, nu merge. Poți să schimbi comportarea exterioară, zâmbești, sabat fericit, sabat, ce faci, frate, mă bucur să te... Poți să schimbi comportarea exterioară, dar nu poți să schimbi natura, inima. Dar Dumnezeu poate să schimbe inima. Dumnezeu a promis că ți-a inima de piatră și... Și Dumnezeu nu minte, băi, frate. De ce nu se întâmplă asta? Foarte simplu. Că noi nu avem încredere, ne e teamă să ne consacrăm, să ne lăsăm cu totul în mâna Dumnezeu. Ne iubim prea mult pe noi și confortul și viața noastră. Să ne lăsăm cu totul. Să zicem, Doamne, mă predau cu totul, fă tu ce vrei. Nu-mi pasă, că mor, că trăiesc, am încredere în înțelepciunea și în iubirea ta, mai mult decât în planul meu. Și nu numai că să ne consacrăm cu totul azi, și mâine și în fiecare zi. Ce zice Pavel? Ce mor? De câte ori? Zilnic. Mor zilnic. În fiecare zi spune Sorait că consacrarea nu este un lucru care se întâmplă la botez, ci spune dânsa că este un lucru care trebuie să se întâmple în fiecare zi. Zice, în fiecare dimineață trebuie să ne consacrăm fără rezervă. În fiecare, spune acolo în Calea Lui Hristos, zice, în fiecare dimineață consacrați-vă viața, puneți-vă la dispoziția Lui Dumnezeu și spune așa, Doamne, planul Tău vreau să fie planul meu azi. Mă predau cu totul, mă pun la dispoziția Ta, eu, viața, familia, sănătatea, tot ce sunt, tot ce am, îmi predau Ție, fă-i ce vrei azi, îți dau voie. Dacă Tu vrei să am un accident, cine spune asta? Acum nu că vreau accidente, Doamne ferește, nu vreau. Nu vrea nimeni accident, nu? Dar, Doamne, dacă Tu vrei să, orice vrei Tu, știu că toate lucrurile, câte? Lucrează împreună. Și știu că Tu nu le îngădui decât dacă e o nevoie. Probabil că trebuie să învăț umilința, probabil că trebuie să învăț credința, probabil că trebuie să învăț să depind de Tine, nu de mine. Probabil că trebuie să învăț să îmi pese de un om. Tu știi ce am nevoie și de obicei aurul nu se curăță decât cu foc. De obicei eu nu ne învățăm lecțiile decât prin greutăți. Doamne, îți dau Ție, mă consacru, îți dau Ție permisiune, fă-i Tu ce ai nevoie. Lucrează cu mine, schimbă-mă, folosește-mă, îți dau permisiunea, viața mea e a Ta astăzi, ți-o dau Ție. Mâine, din nou, poi mâine, din nou. Să vedeți când vă consacrați zilnic, nu se întâmplă așa o explozie. Auziți o voce și dintr-o dată începe să zburați, mergeți pe apă. Nu se întâmplă așa ceva, frate. Dar în momentul în care te predai zilnic, spune Spiritul Profetic că Dumnezeu începe să lucreze în viața ta și așa spune dânsa, foarte interesant. Foarte interesant. Spune așa, că ce Dumnezeu îți dă lumină mică și pe măsură ce folosești experiențele alea și crești, Dumnezeu îți dă... Și pe măsură ce înveți, și Dumnezeu nu îți dă mai mult decât poți să duci, dar îți dă câteva lucruri și pe măsură ce tu îl experimentezi și înveți să te încrezi în El și să-L asculți, Dumnezeu îți dă mai mult. Și încet, încet Dumnezeu te crește și te pregătește. Cum poate să-i dea Dumnezeu dintr-o dată, hai să faci ca Moise? I-a trebuit 40 de ani să ajungă acolo. Așa și Dumnezeu ne crește cu răbdare până ne pregătește pentru planul care îl are pentru noi. Dar trebuie să începem, fraților. Treaba noastră este să ne consacrăm zilnic. Treaba Lui este să... Treaba noastră e să plantăm, mă înțelegeți? Treaba Lui e să dea creșterea, m-ați înțeles? Noi acum schimbăm rolurile, noi vrem să ne creștem. Nu merge, frate. În sfârșit, timpul nostru a trecut de mult, eu sunt obosit, înfometat. Frații mei, mi-a făcut plăcere să fim împreună, ne mai întâlnim mâine seară, mi se pare că la biserica cealaltă, nu? La localul celălalt. Am încercat să vă dau, în loc de o predică, asta nu e predică, să vă dau... un caz concret, un caz real, concret, care s-a întâmplat cu câțiva ani în urmă și îl continuăm puțin din el mâine, s-a întâmplat și care a fost prezentat la conferința generală acum câteva luni, se numește, l-au prezentat ca un case study, ce asta? Ca un exemplu cum să crește o biserică în situații dificile. A fost biserica care a fost printre cele mai încete din diviziune și a ajuns cu creșterea cea mai rapidă din toată diviziunea. A crescut de la... 0 creștere la 18,6 creștere la sută. Constant. 18,6% an de an. Mâine explicăm mai mult. Ca un exemplu că totul este posibil. Și părerea mea, aia a fost nimic. A fost absolut nimic. Pentru că pe ziua ucenicilor nu se botezau câte 50 pe ani. Se botezau câte 3.000 pe zi. Mă înțelegeți? Ce zice? Că odată s-au botezat 3.000, odată s-au botezat câte mii? 5.000. Și apoi ce zice? Că Dumnezeu a adăugat la numărul lor
Ce, cum ce? În fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an sau cum e ce? Vă dați seama ce înseamnă aia în fiecare zi? Să aveți aici în, în bazinul de botez un botez duminică, un botez luni, un botez marți, un botez miercuri, un botez joi, un botez vine, un duminică, luni, marți, în fiecare zi? Vă dați seama ce ar fi aici? Vai de mine! Să dea Domnul, nu? Dumnezeu poate să facă treaba asta și Dumnezeu va face treaba asta din nou. Când noi ne rugăm și te revarsă, așa spune Sorai, zice, când se va încheia lucrarea, zice, când biserica se unește la rugăciune, se va revărsa Duhul Sfânt. Când vine ploaia târzie, zice, se va încheia lucrarea cu putere, în timp foarte scurt. Asta se va întâmpla din nou. Numai că întrebarea este, tu și cu mine o să fim parte din trezirea aia sau nu? Asta e toată. De întâmplat se va întâmpla, foarte curând. Întrebarea, deja a început, deja se văd redeșteptări aici și acolo. Întrebare, Iisus vine, fără îndoială. Întrebarea e, eu și cu tine ne vom trezi sau vom fi fecioarele adormite? Domnul să ne ajute să o luăm în serios. Și când o iei în serios, nu o iei în serios de săptămâna viitoare, o iei în serios de azi. Adică zice așa, din seara asta încep să mă rog. Și chiar dacă nu ți-ai hotărârea să te rogi 4 ore, dar ți-ai hotărârea măcar o jumătate de oră. Și zici, Doamne, dimineață îmi pun ceasul să sune, orice ar fi, te iubesc pe tine mai mult decât iubesc somnul, dimineața la ora... Știu eu când trebuie ca să aveți timp să ajungeți la servici, mă rog o jumătate de oră. Și îmi fac timp de studiu, de rugăciune și să mă rog, nu numai rugăciunea obișnuită, să mă rog și pentru biserică, să mă rog și pentru familia mea, să mă rog pentru orașul ăsta, să mă rog pentru rude, pentru vecini. Mă înțelegeți? Începi să te rogi concret pentru anumite persoane care ți le pune Domnul în inimă. Ok, mai continuăm mâine. Este cântare ceva? Și apoi rugăciune? Ok, dumneavoastră știți. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți în numele Domnului să închidem în finalul acestor momente de meditație imnul 523, sfârșitul veacului III. Apoi am să le invit pe fratele Goia să facă rugăciunea finală. Doamne, ne plecăm înaintea Ta în umilință și ne predăm Ție cu toată inima.
Noi nu avem puterea să ne predăm, de multe ori zicem, dar nu știm cum să o facem. Dar cerem ajutorul Tău. Ajută-ne Tu ca în fiecare dimineață să ne punem în mâinile Tale și să Te lăsăm pe Tine să lucrezi în noi totul, voința, înfăptuirea, toate detaliile care noi nu suntem în stare. Ajută-ne să ne punem ochii pe Tine, să petrecem timp cu Tine, să Te cunoaștem pe Tine, să Te iubim, să ne încredem în Tine și Te rugăm să lucrezi Tu în viețile noastre, fiecare ca individual, ca familie și ca biserică. Să lucrezi Tu voia Ta și să ne pregătești, pentru că știm că Domnul vine foarte curând. Te rugăm pentru binecuvântarea Ta pentru biserica aceasta, începând de la pastor, comitet, membrii toți, și Te rugăm pentru lucrarea Ta în zona asta, în orașul ăsta și în zona asta. Știm că Tu iubești, știm că Tu ai multe suflete prețioase care noi nu le știm. Te rugăm, Doamne, să ne dai încredere în Tine și să ne ajuți să ne consacrăm fără rezervă, cu bucurie, în lucrarea Ta. Te rugăm acum să fii cu noi pe drum spre casă și mâine să ne întâlnim din nou cu Tine aici, în locașul Tău din biserica cealaltă. În numele Lui Iisus Te rugăm și îți mulțumim, Doamne, pentru toate. Amin. Amin.